încetul să vă așezați în sală, pentru că avem sesiune live și vom începe la program. Mulțumim! Bună dimineața! Vă rugăm să vă luați locurile, am vrea să începem. În primul rând, vă mulțumim pentru prezență. Sperăm ca pe parcursul zilei să ni se alăture și ceilalți colegi care au confirmat pentru întâlnirea de astăzi. Pentru noi e o întâlnire foarte importantă. E pentru prima dată când suntem face-to-face cu atât de mulți colegi și feedback-ul și întrebările noastre o să ne ajute mult și pe noi, echipa de implementare, în următoarele luni. Zilele trecute citeam un comentariu pe Facebook, acest program este olimpiada sectorului neguvernamental din România. Dacă ne uităm la sumă, așa este cel mai mare program pentru societate civilă în România. E o olimpiadă pentru dumneavoastră, să veniți cu proiecte care să întărească sectorul neguvernamental din România. E o olimpiadă și pentru noi, consorțiul de implementare, având în vedere faptul că speranța noastră este să avem cel puțin 700 de organizații finanțate în acest program și să reușim cu cerințe din partea donatorului, dar și cu o legislație foarte stufoasă din România, să avem un impact major cu acest program. Am lansat în decembrie 8 call-uri. De ce? Înainte de sărbători, pentru că am vrut să plecați în vacanță vizualizând cum va arăta acest program și să reușiți să vă faceți planurile. Am lăsat o perioadă de implementare mai mare, de scriere a proiectelor mai mare decât lăsăm pe aceste tipuri de granturi. Sunt 8 call-uri pe care probabil le-ați citit deja, ghidurile. Rămâne să mai lansăm 3 în această lună sau începutul lunii februarie. Întotdeauna, ca și tradiție, noi și partenerii din consorțiu organizăm aceste sesiuni de informare, de discuții și de data asta ne ducem din nou în afara Bucureștiului, în câteva orașe. De ce? Pentru că ne dorim prin acest program să avem proiecte din zone insuficient deservite geografic, sudul României, sud-estul României. De asemenea, ne dorim să avem proiecte ambițioase în zona de democrație, de drepturile omului, de egalitate de gen, mediu, deci arii care sunt insuficient deservite. De asemenea, ne dorim ca un număr cât mai mare de organizații mici să aibă acces la acest program. Dacă vă uitați pe ghid, dacă v-ați uitat pe ghid, ați constatat că sunt foarte multe zone special atribuite acestor organizații și de asemenea un rol important îl are parteneriatul și ca punctaj și ca relevanță și sperăm că această zi să fie o zi în care să reușiți organizații mici și organizații mai mari, mai experimentate să vă cunoașteți și sperăm să veniți cu proiecte în parteneriat. A fost o perioadă dificilă pentru societatea civilă în ultimii ani, cu multe atacuri și multe campanii toxice.
Însă în toată această perioadă, punctul național de contact, colegii noștri din Ministerul Fondurilor Europene au fost alături de noi și de societatea civilă și tind să le mulțumesc, sunt aici în sală, colegii de la punctul național de contact. Și cred că faptul că avem oameni profesioniști care apreciază profesionismul din sectorul neguvernamental e un lucru important și îmi doresc cât mai mulți astfel de oameni să avem în administrația publică din România, astfel încât societatea civilă să poată să lucreze și să fie respectată cu zona guvernamentală. Și în toți acești ani, un suporter minunat pentru sectorul neguvernamental a fost ambasada Norvegiei în România, în momente grele. Le mulțumim pentru acest lucru. Faptul că avem această sumă generoasă de program se datorează și susținerii din ultimii ani a ambasadei. Și e o plăcere pentru noi să o avem din nou alături de noi, pe excelența sa, doamna ambasador Lise Kleven Grefstad, pe care o invit la microfon. Mulțumim! Good morning. Bone dimineața. Dear friends, ladies and gentlemen, I'm really very happy to be here today and to see this huge interest for the Active Citizens Fund. We launched the fund back in June. Today it is my honor and it's a great pleasure to take part when you present the 8 calls. I would like to thank the fund operator, Civil Society Development Foundation, and the partners in the consortium, the Romanian Environmental Partnership Foundation, the Resource Center for Roma Communities, the PACT Foundation, and Frivillighet Norge. You did a wonderful work in developing the program and the calls. Mulțumesc. Before focusing on today's topic, civil society, let me remind you that the EEA Norway grants have 2 objectives. First, of course, to reduce social and economic disparities in Europe. And secondly, and as important, to develop partnerships and to strengthen bilateral relations between the donor states, Norway, Iceland, and Liechtenstein, and the 15 recipient countries. Romania is the second largest beneficiary state with an allocation of more than 500 million euros in the current period, 2014-21. The Fund for Civil Society is one of 12 programs and we speak about 46 million euros. Norway is a strong supporter of civil society. Civil society is regarded as a fundamental building block in an open and democratic society for many reasons. You have many roles to play. You play a vital role in holding governments accountable. It is an important arena to learn from young age how to become a good, responsible and active citizen. The organizations bring citizens' concern to governments and secure the fundamental rights in society. They give voice to the few that cannot speak for themselves, and last but not least, give valuable contributions when policy is developed and when policy is implemented. Dear friends, we cannot develop resilient and pluralistic democracies unless the voices of a wide spectrum of society are heard. We need to take their interest into consideration. By doing so, we create a win-win situation. We have seen this in Norway. We have strongly benefited from a close dialogue with a very strong civil society. Civil society in Central Europe is still fragile and many of the individual organizations are small. This is a challenge both to the sustainability of the institutions and their ability to voice their views and to act as watchdogs. That's why we are, together with Iceland and Liechtenstein, providing around 200 million euros to support civil sector
in the 15 beneficiary countries. In this way, and we are proud of that, the EI Norway grants act as a promoter and defender of fundamental values in Europe: democracy, human rights, and equality. Specific attention will be given to improve the situation for Roma population, combating discrimination, and support for social inclusion. Finally, let me underline that we all gain from closer cooperation and exchange of skills and knowledge. That is why separate funds have been set aside for bilateral and regional cooperation. Partnerships is very much encouraged. I strongly hope and believe that the aid calls will attract many good applications from you. Your presence today gives us confidence that the fund will respond to real needs and hence contribute to the development of the Romanian civil society. I wish you all good luck. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna ambasador. Aș vrea acum să îi prezint pe cele patru organizații cu care lucrăm și cu care am început acest drum acum 2 ani. În primul rând, colegii de la Fundația pentru Parteneriat, este al patrulea program pe care îl lucrăm împreună. Suntem deja o familie de aproape 15 ani. Am plecat de la premiza că Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile trebuie să întărească această zonă a operatorilor de programe de finanțare, a grant giverilor în România, nu numai în București, ci și în afara Bucureștiului. Iar Laszlo Potoski cu echipa lui fac asta de mult, de mulți ani, în zona de mediu și nu numai. Și țin să le mulțumesc pentru acești ani și pentru anii care urmează. Laszlo și colegele lui sunt aici, în primul rând, Cila. Programul trecut, la fiecare program de finanțare mai aducem cu noi o organizație. Fondul ONG trecut, i-am invitat pe colegii noștri de la Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, plecând de la principiu că în consorțiu trebuie să aducem organizații care fac sau au făcut finanțare, programe de finanțare. Colegii de la Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi din Cluj, cred că încă sunt pe drum, avionul lor a avut întârziere. Sunt acolo. Radu Lăcătuș, colegul nostru de la CRCR, dacă vă uitați pe acea hartă a colurilor, veți descoperi fiecare col este în parteneriat operat de noi sau doar de organizațiile partenere, așa că va fi ușor dacă vă uitați pe harta colurilor să vedeți și care este distribuția între noi. În acest program am avut șansa să aducem alături de noi o altă organizație, plecând de la perspectiva că trebuie să mergem în zone mai puțin deservite geografic, și singura organizație care a lucrat cu granturi, finanțare în ultimii ani în zona de sud a României este PACT. Colegii de la PACT, la primul program cu noi, sperăm să rămână mult cu noi. Sunt în sală Maria Ionescu și Free Velehead, colegii noștri din Norvegia. Ei nu sunt aici azi cu noi, vor veni spre finalul lunii la seminarul de matchmaking. Ei sunt o organizație umbrelă în Norvegia, foarte respectată, cu mulți membri și ne sunt de mare ajutor în aceste momente în a aduce împreună organizațiile din România, organizațiile din Norvegia, în domenii în care excelează, precum voluntariatul, membership-ul, egalitatea de gen, și sperăm să demonstrăm în acești ani împreună cu ei atât guvernului Norvegiei, cât și cetățenilor care contribuie prin taxele lor la aceste programe, că merită această investiție din România și în societatea civilă și că banii lor fac diferența în ceea ce privește democrația, drepturile omului, participarea, egalitatea de gen, protecția mediului, civismul în România.
Cam atât din partea mea, îi las acum pe colegii mei pe care nu i-am prezentat, însă îi veți vedea pe parcursul zilei de azi prezentând programul, mulțumindu-le pentru acești ani și pentru faptul răbdare, pentru că n-a fost deloc un program ușor de adus în acest stadiu pe care îl vedeți dumneavoastră astăzi. Este un program foarte challenging pentru noi și ne-a trebuit mult timp ca să ne dăm seama cum putem inova și noi, consorțiu, astfel încât să ne fie și nouă mai ușor și vouă în implementare. Așa că vă cerem pe perioada implementării multă răbdare, să citiți, să învățați, pentru că nu este un program deloc asemănător cu ceea ce am avut până acum, însă sperăm ca toată această muncă să aducă rezultate prin proiectele voastre, astfel încât să schimbăm viața celor care depind de noi, de societatea civilă. Mulțumim! Mulțumesc și eu încă o dată tuturor că sunteți astăzi aici și mai ales de faptul că sunteți interesați de programul Active Citizen Fund. Prezentarea mea de azi va oferi câteva informații generale despre program, dar și despre rolul nostru ca operator de fond. Înainte de a începe însă, aș vrea să vă spun că ne interesează foarte mult să primim de la dumneavoastră întrebările pe care le aveți referitor la prezentările pe care le vom face azi, referitor la ce ați citit dumneavoastră în ghidurile solicitanților pentru apelurile care vă interesează și de aceea vă punem la dispoziție în cadrul întâlnirii de astăzi mai multe modalități prin care puteți adresa întrebările. Una dintre ele este prin intermediul acestei aplicații Menti. Puteți intra foarte ușor pe acest site www.menti.com și punând codul acesta care este trecut pe ecran, 410019, puteți adresa online întrebările dumneavoastră, iar colegii mei le vor colecta și vom răspunde la ele în cadrul sesiunilor dedicate pentru partea de întrebări și răspunsuri. De asemenea, pentru cei care ne urmăresc online la acest moment, există tot așa posibilitatea să adreseze întrebări, eventual în secțiunea de comentarii de la postarea de pe Facebook. Există posibilitatea să scrieți întrebările dumneavoastră pe bilețele sau pe bucățele de hârtie, dar pe post-it-uri care vă pot fi puse la dispoziție de către colegii mei. Le puteți afișa pe flipchart-urile care sunt în spatele sălii sau în timpul prezentărilor o să fie colegii mei prin sală și o să mai colecteze de la dumneavoastră dacă doriți să le înmânați lor. Și, bineînțeles, există posibilitatea de a pune întrebările dumneavoastră direct în cadrul acestor secțiuni pentru întrebări care sunt răspândite de-a lungul evenimentului nostru, conform cu agenda pe care ați primit-o și pe care o avem și pe aceasta afișată în sală. Revenind la prezentarea de program, câteva cuvinte, aș vrea să vă spun că obiectivul acestui program, Active Citizen Fund, este acela de a consolida societatea civilă și cetățenia activă, precum și de a crește capacitatea grupurilor vulnerabile. Fiind parte din granturile SEE și norvegiene 2014-2021, Active Citizen Fund în același timp contribuie la realizarea obiectivului general al acestor granturi și anume acela de a reduce disparitățile economice și sociale și să contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale între cele 15 state beneficiare și statele donatoare. Când spun statele donatoare, mă refer la Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Administrarea acestui program, așa cum a menționat deja și colegul meu și excelența sa, doamna ambasador, este făcută de acest consorțiu compus din 5
organizații neguvernamentale pe care deja le-ați auzit și ați avut și posibilitatea să-i cunoașteți pe o parte din colegii noștri care lucrează în cadrul acestor organizații. Este cel mai mare program de finanțare, Active Citizen Fund este cel mai mare program de finanțare pentru societatea civilă de la acest moment și de până acum în România. Are o valoare totală de 46 milioane de euro, iar durata acestui program este destul de generoasă, este până în 31 decembrie 2024, cu amendamentul că în ceea ce privește contractele de grant, acestea se vor încheia, vor trebui finalizate și plătite și rezolvate tot ce înseamnă partea de raport ceva mai devreme. Ca domenii de finanțare ale acestui program sunt 5 domenii principale, 5 domenii importante. Este vorba de democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență, de asemenea drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare. Este vorba de justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile, de egalitate de gen și violență de gen și mediu și schimbări climatice. Vom avea în cadrul acestei sesiuni de informare o prezentare mai detaliată a celor 8 apeluri lansate până în prezent în așa fel încât să acopere aceste domenii și o prezentare a condițiilor în care poate fi accesată finanțarea în cadrul acestora. Eu voi trece rapid în revistă câteva aspecte legate de sprijinul pe care îl oferim potențialilor solicitanți, atât în etapa de pregătire a proiecte, cât și în timpul implementării acestora. Dat fiind faptul că am menționat deja unul din obiectivele la care contribuie acest program Active Citizen Fund, de același de a consolida relațiile bilaterale cu entități din statele donatoare, aș vrea să vă menționez de existența Fondului pentru Relații Bilaterale, care, bineînțeles că asta face, contribuie la întărirea relațiilor dintre România și aceste state, pot fi o serie întreagă de activități finanțate prin intermediul acestui fond și mai ales partea de găsire, identificare de parteneri și lucru împreună cu aceștia pentru a depune împreună un proiect în parteneriat. La acest moment există deschis un apel de finanțare în cadrul acestui fond pentru relații bilaterale, în așa fel încât, dacă sunteți interesați, puteți să intrați pe pagina programului, în secțiunea de bilaterale și la apelurile deschise acolo puteți să consultați ghidul solicitantului și să vedeți care sunt condițiile în care puteți depune un proiect pentru a găsi parteneri din statele donatoare, fie dacă deja îi aveți identificați, pot veni aceștia în România să lucrați împreună la un proiect pe care să-l depuneți în cadrul unora din cele 8 apeluri deschise la acest moment. Granturile au o valoare de până la 3.000 de euro și pot fi acordate fie organizațiilor neguvernamentale din România, fie entităților din statele donatoare care sunt interesate să dezvolte astfel de proiecte. Data limită până la care pot fi depuse proiecte în cadrul acestui fond pentru relații, acestui apel din cadrul fondului pentru relații bilaterale este destul de generoasă, este stabilită în așa fel încât să acopere și runda a doua de proiecte pe care, de apeluri pe care o vom lansa și este e vorba de data de 1 aprilie 2021. Pe ecran aveți informații despre o bază de date cu entități din Norvegia, cu organizații din Norvegia care pot fi partenerii dumneavoastră, dar în același timp baza de date conține și nume de organizații din România care au fost interesate să înscrie în aceasta, în așa fel încât să fie contactați de potențial parteneri din Norvegia. Este administrată de punctul de contact din Norvegia pentru acest program. E vorba de Norwegian Helsinki Committee.
este unul din partenerii bilaterali importanți ai Active Citizen Fund, alături de Icelandic Human Rights Center. Revenind sau continuând cu tipul de suport pe care îl oferim în perioada de pregătire a proiectelor dumneavoastră, una dintre modalitățile în care facem acest lucru este să organizăm sesiuni de informare. Una din sesiunile de informare este cea de astăzi. Urmează o serie de alte sesiuni de informare în alte orașe din țară, la Iași, la Craiova, la Cluj-Napoca. În același timp vom organiza și evenimente online, sesiuni de informare online. Organizăm sesiuni de informare dedicate pentru organizațiile mici și deja e postată pe pagina Active Citizen Fund informația despre aceste sesiuni de informare. Iar în pauză vor rula slide-uri cu informații despre aceste sesiuni, alături cu informații despre sesiunile tematice pe care ni le-am propus să le organizăm. Pe lângă organizarea de sesiuni de informare, primim de la dumneavoastră și vă invităm să trimiteți întrebările dumneavoastră la adresele de e-mail pe care le aveți menționate în fiecare dintre apelurile lansate deja și vom posta pe pagina Active Citizen Fund o listă a întrebărilor frecvente care sunt de ajutor și pentru alți potențiali solicitanți. În perioada de implementare a proiectelor, de asemenea, oferim sprijin continuu celor care sunt finanțați, promotorilor de proiecte, cum le spunem noi, în așa fel încât să înțeleagă prevederile contractuale, normele de implementare, oferim sprijin în rezolvarea, dacă e nevoie, a diverselor situații pe care le întâmpinați în partea de implementare a proiectelor. Vom organiza la începutul contractelor noastre, imediat după semnarea acestora, sesiuni de instruire pe partea de management al proiectului și pe partea de management financiar. Încercăm și ne vom da silința, de fapt, să facilităm cât mai mult schimbul de experiență și de informații între cei finanțați, între promotorii de proiecte, atât în țară, între promotorii la nivel național, dar și cu eventualii parteneri din statele donatoare și, bineînțeles, că vom publica periodic pe site-ul programului informații de interes pentru promotorii de proiecte și bune practici documentate din proiectele pe care le vom avea în implementare la acel moment. În același timp, am uitat să menționez, dar era menționat pe slide, faptul că am pus la dispoziția celor interesați, în momentul în care își pregătesc proiectul, o matrice de dezvoltare organizațională pe care puteți să o aplicați și să identificați în cadrul organizației noastre care ar fi acele zone, acele arii în care e necesar să mai lucrați, să mai consolidați și puteți cu această ocazie să alocați din cadrul proiectului pe care îl veți scrie în jur de 20%, maxim 20% din bugetul solicitat pentru astfel de activități de dezvoltare organizațională, de consolidare a organizației noastre. O ultimă informație succintă referitoare la care este mersul proiectului dumneavoastră din momentul în care îl scrieți, îl concepeți, până la momentul la care ajunge să fie câștigător și să semnați contractul de finanțare. Aplicarea are loc exclusiv online pe platforma menționată și în ghidul solicitantului și pe ecran. E vorba de finanțări publice fdsc.ro. Atenție, este o platformă cu totul nouă și de aceea este important să vă faceți timp, din timp să intrați pe ea și să vă faceți un cont și să vedeți, să vă familiarizați cu ea, să vedeți cum funcționează. Deci cei care au aplicat până acum la programe de finanțare ale FDSC și știau platforma anterioară, informația importantă este aceea că nu
veți mai depune pe aceeași platformă, are caracteristici similare, dar e important să vă faceți cont din nou. Deci conturile deja făcute în celelalte programe de finanțare nu s-au salvat sau s-au transferat pe această nouă platformă. Apoi urmează etapa de evaluare, care constă la rândul ei în două subetape, și anume verificarea conformității administrative și a eligibilității și partea de evaluare tehnică și financiară. După fiecare din aceste etape veți fi informați dacă proiectul dumneavoastră a trecut mai departe. De fapt, după partea de verificare a conformității administrative și a eligibilității veți fi informați, pentru că după cea de evaluare tehnică și financiară veți primi răspunsul final, că proiectul a trecut, este propus spre finanțare sau proiectul nostru e pe lista de rezervă sau în cazuri de nefericite că, mă rog, nu este propus spre finanțare. Dar ca să primiți acest răspuns e nevoie ca proiectele să fie validate, să fie selectate de către comitetul de selecție și apoi ultima decizie este cea a comitetului executiv, care verifică și din punct de vedere a respectării tuturor regulilor impuse de donator, tuturor regulilor programului, dacă evaluarea și selecția s-a făcut respectând aceste reguli. Apoi, rezultatele selecției vor fi făcute disponibile și celor care au depus aplicații, vor putea vedea în contul lor care este situația aplicației depusă, dar vor fi publicate și pe site proiectele care au primit finanțare, va fi făcută publică această informație. Aș fi vrut să trec puțin în revistă apropo de sprijinul pe care îl oferim în această perioadă și de întrebările pe care le puteți adresa în această o lună de zile, cât mai este până la momentul la care depuneți aplicațiile, e primul termen pentru a depune aplicațiile, care sunt colegii care vă răspund la aceste întrebări și cu această ocazie cumva aproape prezentăm toată echipa de la acest moment a programului. Pentru apelurile 1, 2 și 3, vă răspund la întrebări colegul meu, Paul Chioveanu, iar pentru chestiunile legate de mediu și schimbări climatice, colega mea, Cilo Daniel, de la Fundația pentru Parteneriat, sunt amândoi în sală, Paul este în spatele sălii la acest moment și Cilo, ați cunoscut-o, ați avut ocazia să o vedeți și mai devreme când Ionuț a prezentat partenerii. Pentru apelurile legate, apelurile 4 și 5, colega mea Oana Țigănescu este alături de Paul în spatele sălii. Adresa lor, acestea sunt adresele de e-mail, de fapt, pe care le gestionează. Ei sunt colegii din spatele adreselor de e-mail la care dumneavoastră scrieți aceste întrebări. Pentru apelurile 6 și 7, colega mea Irina Bejan va răspunde la întrebări. Iar apelul 8 este gestionat de colegii noștri de la Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Rom, iar Radu Lăcătuș este alături de noi astăzi în sală. Și avem un responsabil pentru organizațiile mici, pentru sprijinul acordat organizațiilor mici, și este vorba de Ileana Hargalaș, parte din echipa noastră de acolo, parte din programului Active Citizen Fund. La nivelul întregului program, partea de granturi, tot ce înseamnă apeluri și implementarea ulterioară, coordonarea implementării ulterioare a granturilor, de această chestiune se ocupă colega mea Ioana Florea, este coordonator granturi în cadrul Active Citizen Fund. Și aș vrea să urez mult succes tuturor colegilor și dumneavoastră, de acum încolo vă doresc spor în toate și proiecte de succes. În acest moment o să o invit pe colega mea Irina Bejan să facă o prezentare mai în detaliu a ce apeluri avem lansate și cum se întâmplă lucrurile în cadrul lor. Pentru că deja am văzut că s-au strâns o serie de întrebări pe chartul din spate, o să încerc să fiu
dumneavoastră va trebui să fiți atenți atunci când scrieți un proiect. Câteva informații despre indicatorii programului, apoi partea de dezvoltare organizațională, câteva lucruri despre eligibilitatea solicitanților și partenerilor, limitările de finanțare impuse de acest program și instrumentele de lucru disponibile pentru solicitanți. Așadar, programul ACF în România este structurat pe 4 outcome-uri, respectiv outcome 1, cultură democratică și conștientizare civică consolidate, care are o alocare totală de 13.823.000 de euro. În cadrul acestui outcome vom vorbi despre apelurile 1, 2 și 3. Outcome 2. Organizațiile societății civile implicate activ în protejarea drepturilor omului și în promovarea tratamentului egal. Acest outcome dispune de o alocare financiară de 8.500.000 de euro și aici vom vorbi despre apelurile 4 și 5. Outcome 3. Grupurile vulnerabile au capacitate crescută. Acest outcome dispune de o alocare financiară de 14 milioane de euro și vom vorbi despre apelurile 6, 7 și 8. Și outcome 4, care vizează capacitatea crescută și sustenabilitatea societății civile, organizații și sector, cu o alocare totală de 4.030.000 de euro. Și aici va fi vorba despre apelurile 9, 10 și 11, care nu sunt încă lansate. În curând vor fi lansate apelurile 9 și 11, apelul 10 urmând să fie lansat odată cu runda 2 a celorlalte apeluri de proiecte. Ca și termene limită, pentru apelurile 2, 3, 5, 7 și 8, care dispun de granturi medii, mari și strategice, termenul limită de aplicare este 11 martie 2020, ora 4 după amiaza. Pentru apelurile 1, 4 și 6 de granturi mici, aici este un proces de aplicare continuu, însă am stabilit 3 sesiuni de evaluare cu 3, cu 3 termene limită aferente, respectiv 11 martie, 11 noiembrie anul acesta și 30 iunie anul viitor. Iar pentru granturile de tip răspuns rapid, care sunt disponibile în apelurile 1 și 4, aici va fi un proces de aplicare și de evaluare continuu pe măsură ce sunt primite, cu un deadline de aplicare 27 aprilie 2023. Acum vom discuta pe rând despre toate apelurile deschise în acest moment, respectiv apel 1, participare civică în zone geografice insuficient deservite. În cadrul acestui apel sunt disponibile granturi mici, însemnând sume între 5.000 și 50.000 de euro pentru proiecte cu o durată între 3 și 18 luni, care vizează stimularea implicării civice în zone geografice și către grupuri țintă insuficient deservite. Alocarea financiară totală este de 1.400.000 de euro, din care 500.000 de euro sunt pentru proiectele care vizează protecția mediului și schimbările climatice. Solicitanții eligibili sunt aici organizațiile mici, care, pe lângă toate celelalte criterii de eligibilitate, vor trebui să demonstreze un venit mediu pe ultimii 3 ani de până în 240.000 de lei sau 51.000 de euro. Tot în cadrul acestui apel sunt disponibile granturile de tip răspuns rapid, cu o valoare între 5.000 și 15.000 de euro. Pot fi proiecte cu o durată între 3 și 6 luni, care vizează mobilizarea civică pentru a răspunde unei situații care necesită un răspuns rapid. Alocarea financiară pentru acest tip de granturi este de 100.000 de euro. În ce privește activitățile eligibile, vom da aici câteva exemple. Menționez faptul că și în ghidurile solicitanților sunt incluse o serie de exemple de activități, dar nu este o listă exhaustivă, trebuie să le luați ca exemple. Aici aș menționa îmbunătățirea educației civice și a drepturilor omului în zone insuficient deservite, susținerea participării active a cetățenilor în activități civice, litigii în justiție privind susținerea participării cetățenilor sau privind chestiuni legate de protecția mediului, inițiative de advocacy și monitorizarea politicilor prin abordări participative pe probleme de protecție a mediului și a schimbărilor climatice sau activități educaționale în afara sistemului formal pentru protecția mediului și schimbări climatice prin metode inovatoare și creative.
apelul 2, educație și implicare civică. Aici vor fi disponibile granturi medii cu valoare între 50.001 și 100.000 de euro pentru proiecte cu o durată între 6 și 24 de luni, care vizează creșterea nivelului educației civice și de drepturile omului și acordarea de sprijin cetățenilor în exercitarea drepturilor lor. Alocarea financiară pentru runda 1 este de 793.800 de euro, iar ca tipuri de activități putem menționa educarea cetățenilor, inclusiv a studenților, în problematica drepturilor civice și a drepturilor omului, sprijinirea inițiativelor de media literacy, susținerea participării active a cetățenilor în activități civice, dezvoltarea parteneriatelor între organizații mici și organizații mari cu experiență pentru a susține educația civică și pe cea privind drepturile omului și, din nou, litigii în justiție privind susținerea participării cetățenilor. Apelul 3, activism civic și advocacy. Aici vorbim despre trei tipuri de granturi. Sunt granturi medii și mari și granturi strategice. Granturi medii cu valoare între 50.001 și 100.000 de euro pentru proiecte cu o durată între 6 și 24 de luni și granturi mari cu valori între 100.001 și 250.000 de euro pentru proiecte cu o durată între 12 și 36 de luni, ce vizează sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și central. Alocarea financiară pentru runda 1 este de 4.900.000 de euro. În ce privește granturile strategice, acestea sunt tot granturi mari cu valoare între 100.000 de euro și 250.000 de euro pentru proiecte cu o durată între 12 și 36 de luni și vizează sprijinirea implementării pe termen lung a unor strategii, a rețelelor, coalițiilor, platformelor din domenii relevante de activitate, respectiv ce vizează schimbări sistemice și dezvoltarea organizațională a acestor coaliții, rețele, platforme. Alocarea financiară, din nou, pentru runda 1 este de 2.800.000 de euro. O mențiune importantă este aici că în cadrul acestui apel există o alocare specifică totală pe rundele 1 și 2 de 3.500.000 de euro, care vizează proiectele din zona de protecție a mediului și schimbările climatice. Ca și tipuri de activități, dezvoltarea de noi platforme, rețele, coaliții, organizarea de activități educaționale privind protecția mediului și a schimbărilor climatice, inițiative de monitorizare a autorităților publice, propunerilor de politici publice, campanii de advocacy și reacții publice, acțiuni de advocacy ce susțin îmbunătățirea cadrului legal sau fiscal a politicilor publice ce afectează societatea civilă, inițiative ce vizează promovarea transparenței decizionale în sectorul public și privat. Am ajuns la apelul 4, care este primul apel din cadrul outcome-ului 2, conștientizare privind drepturile omului și tratament egal. Aici, din nou, sunt vizate ONG-urile mici, fiind disponibile granturi mici cu valoare între 5.000 și 50.000 de euro, proiecte cu durata între 3 și 18 luni, ce vizează creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului și tratament egal la nivel local, în zone și pentru grupuri insuficient deservite. Alocarea financiară totală este de 900.000 de euro, din care 250.000 de euro pentru proiecte ce vizează egalitatea de gen și violența bazată pe gen și 250.000 de euro pentru proiecte ce vizează combaterea încălcărilor drepturilor omului și a discriminării împotriva romilor. În cadrul acestui apel, la fel ca și în apelul 1, sunt disponibile granturi de tip răspuns rapid, care sunt granturi cu valoare între 5.000 și 15.000 de euro pentru proiecte cu o durată între 3 și 6 luni, ce vizează inițiativele care răspund cel mai bine unei situații legate de drepturile omului și care impune o reacție rapidă. Alocarea financiară pentru acest tip de granturi este de 100.000 de euro. Din nou, ca și exemple de activități eligibile, putem menționa
campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea schimbărilor pozitive în atitudini și practici legate de drepturile omului și violența bazată pe gen, dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private în vederea promovării și apărării drepturilor omului, promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățeni pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, furnizarea de servicii de sprijin pentru victime ale discriminării și încălcării drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violența bazată pe gen, educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în vederea adoptării în activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului și a tratamentului egal. Apelul 5, sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal. Aici sunt disponibile granturi medii, mari și strategice. Granturi medii cu valoare între 50.000 și 100.000 de euro pentru proiecte cu o durată între 6 și 24 de luni. Granturi mari, pornind de la 100.000 până la 250.000 de euro pentru proiecte cu o durată între 12 și 36 de luni, ce vizează susținerea ONG-urilor în demersul lor de a-și consolida rolul de monitorizare și advocacy privind drepturile omului, inclusiv în ceea ce privește egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen. Alocarea financiară pentru runda 1 este de 4.350.000 de euro și în cadrul acestui apel avem o alocare specifică ce vizează atât runda 1 cât și runda 2 de 2.250.000 de euro pentru egalitate de gen și violență bazată pe gen și 750.000 de euro pentru combaterea încălcării drepturilor omului și a discriminării împotriva romilor. Granturile strategice, care sunt granturi mari, pentru proiecte cu o durată între 12 și 36 de luni, ce vizează sprijinirea dezvoltării și implementării strategiilor pe termen mediu sau lung, contribuind astfel la conștientizarea și apărarea activă a drepturilor omului, vizând schimbări sistemice și dezvoltarea organizațională. Aici alocarea financiară este de 900.000 de euro, iar solicitanții eligibili trebuie să fie ONG-uri care au o activitate continuă, coerentă și cu rezultate semnificative privind drepturile omului. Câteva exemple de activități eligibile ar fi activitățile de monitorizare și watchdog privind implementarea politicilor și strategiilor naționale și a recomandărilor instituțiilor internaționale de monitorizare, advocacy pentru îmbunătățirea legislației, aplicarea legii, dezvoltarea de servicii pentru victimele discriminării și încălcării drepturilor omului, campanii de informare și educare privind discriminarea pentru a recunoaște abuzul sau încălcările drepturilor și pentru a-și cere drepturile, îmbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victimele discriminării și ale violenței bazate pe gen. Am ajuns la apelul 6, mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite. Aici sunt disponibile granturi mici pentru organizații mici, ca și în cazul apelurilor 1 și 4. Granturile pot avea o valoare între 5.000 și 50.000 de euro pentru proiecte cu o durată între 3 și 18 luni, ce vizează creșterea capacității grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite, inclusiv din comunități interetnice, și contribuția la incluziunea lor socială. Câteva tipuri de activități eligibile ar fi mobilizarea grupurilor vulnerabile în acțiuni de advocacy pentru nevoile lor și acțiuni între egali vulnerabili, sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informațiile cu privire la drepturile lor și alte aspecte relevante care ar trebui să contribuie la îmbunătățirea stărilor de bine, sprijin pentru aceste grupuri vulnerabile de a fi proactive și a accesa serviciile disponibile pentru a participa la viața comunității și la procesele de luare a deciziei. Apelul 7, acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile. Aici sunt disponibile granturi medii și mari. Granturi medii cu valoare între 50.000 și 100.000 de euro, proiecte cu o durată între 6 și 24 de luni și granturi mari cu valoare între 100.000 și 250.000 de euro pentru proiecte cu o durată între 12 și 36 de luni,
Ce vizează susținerea de acțiuni de advocacy la nivel local, național, pentru justiția socială și incluziunea grupurilor vulnerabile și creșterea capacității acestora. Alocarea financiară pentru runda 1 este de 5.600.000 de euro, iar ca tipuri de activități eligibile putem menționa acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, creșterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătățite, mobilizarea grupurilor vulnerabile în activități de advocacy pentru nevoile lor și acțiuni între egali vulnerabili, dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătățite celor deja existente pentru a răspunde mai bine nevoilor grupurilor vulnerabile, creare de rețele, networking cu alte ONG-uri locale sau stakeholder pentru a lucra împreună și a aborda instituțiile de decizie pentru rezolvarea problemelor locale. Apelul 8 din cadrul outcome-ului 3, dezvoltarea comunităților rurale interetnice. Aici sunt disponibile granturi medii și mari, cele medii cu valoare de până în 100.000 de euro pentru proiecte cu o durată între 6 și 24 de luni și mari, însemnând granturi de la 100.000 de euro la 250.000 de euro pentru proiecte cu o durată între 12 și 36 de luni, ce vizează contribuția de la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților interetnice și îmbunătățirea situației populației de romi. Alocarea financiară pentru runda 1 este de 3.150.000 de euro, iar printre activitățile eligibile aș menționa creșterea accesului grupurilor vulnerabile și furnizarea de activități de educare și formare, organizarea de activități de dialog multicultural care să aducă împreună membrii romi și neromi ai unei comunități, creșterea capacității femeilor dezavantajate pentru a-și afirma drepturile, creșterea capacității în general a grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor, dezvoltarea de parteneriate cu grupuri de acțiune locală, alte ONG-uri, autorități locale, alți stakeholder pentru a lucra împreună, acțiuni de advocacy la nivel local, național pentru justiție socială, dezvoltare de modele noi sau îmbunătățite pentru a aborda nevoile grupurilor vulnerabile, inclusiv ale romilor. Ca și condiții speciale de finanțare, spuneam la început că la aceste condiții ar trebui să fiți atenți atunci când vă gândiți la un proiect. Furnizarea de servicii sociale din cadrul proiectelor este susținută doar ca parte a unor acțiuni mai largi ce abordează creșterea capacității grupurilor vulnerabile, acțiuni de advocacy sau conștientizare. Iar în ce privește proiectele de mediu, acțiunile directe ce privesc protecția mediului și schimbările climatice sunt susținute doar ca parte a unor măsuri mai largi de promovare a participării civice, advocacy, inovare socială și cetățenie activă pe zona asta de protecție a mediului. Referitor la indicatorii programului, trebuie să menționăm aici că indicatorii de program au rolul de a monitoriza atât performanța proiectului, cât și de a măsura schimbarea pe care o produce un proiect. Când vorbim despre performanța proiectului, vorbim despre indicatorii de output, iar când măsurăm schimbarea, vorbim despre acei indicatori de outcome. Absolut toți indicatorii din acest program au o valoare inițială, care este în general 0, și o valoare propusă a fi atinsă prin proiect, așa numită target value. Aici trebuie să vă atenționăm faptul că pentru unii indicatori, valoarea inițială și cea realizată prin activitățile din proiect vor fi stabilite aceste valori în urma unor studii sau sondaje de opinie și atunci este necesar ca proiectele să includă și costuri specifice referitoare la această măsurare, cum ar fi chiar indicatorul 1, care se referă la proporția grupurilor țintă care prezintă conștientizare civică. În ghidul indicatorilor de program sunt menționați toți cei 39 de indicatori și în acest ghid veți găsi mai multe detalii, respectiv definițiile indicatorilor, unitățile de măsură, metodele de colectare și de analiză a datelor. În ce privește dezvoltarea organizațională, așa cum menționa și colega mea mai devreme,
este un aspect important vizat de acest program de finanțare, astfel că în fiecare proiect pot fi prevăzute până la 20% din totalul costurilor eligibile, pot fi alocate pentru activități de dezvoltare organizațională. Această limită nu se aplică în cazul granturilor strategice. Ca și activități eligibile din zona de dezvoltare organizațională, putem menționa dezvoltarea de proceduri eficiente de management, comunicarea în mod regulat către publicul larg a informațiilor despre activitățile și rezultatele organizației, dezvoltarea și diversificarea surselor de finanțare, campanii de conștientizare privind rolul ONG-urilor, dezvoltare de competențe în rândul angajaților, voluntarilor în domenii cheie care contribuie la dezvoltarea organizației. Este bine ca atunci când vă gândiți să prevedeți astfel de activități și costuri în proiecte, să folosiți acel instrument, acea matrice de dezvoltare organizațională, care v-ar ajuta cât de cât să vă conturați în ce direcție e nevoie în organizația dumneavoastră de investiție, să zic așa, pe zona asta de dezvoltare organizațională. În ce privește limitările de finanțare în cadrul programului, o organizație poate beneficia de maximum 550.000 de euro în cadrul acestui program, finanțare nerambursabilă, sau poate fi implicat în maximum 4 proiecte, excluzând orice finanțare de tip răspuns rapid sau prin fondul de relații bilaterale și inițiative regionale. La fel, pentru granturile mici, disponibile în apelurile 1, 4 și 6, un ONG poate depune ca și solicitant o singură cerere de finanțare pentru fiecare sesiune de evaluare, iar pentru celelalte tipuri de granturi, disponibile în apelurile 2, 3, 5, 7 și 8, un ONG poate depune maximum 2 propuneri de proiect pe apel pe runda 1. În ce privește eligibilitatea solicitanților, în primul rând sunt ONG-urile înființate în România și care operează după prevederile Ordonanței 26 pe 2000 sau Legii 21 din 1924. Eligibilă la finanțare este și Societatea Națională de Cruce Roșie și toate structurile sale care au personalitate juridică. La fel, fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, dar și Fundația Națională pentru Tineret. Deci, acestea sunt categoriile de solicitanți eligibili. Ca și condiții suplimentare de eligibilitate, aș menționa că orice organizație solicitantă trebuie să fie capabilă conform statutului și să acționeze în domeniul vizat de proiect, să fie independentă de guvern, autorități publice față de partide politice și entități comerciale și să fie direct răspunzătoare de elaborarea și managementului proiectului și să nu acționeze ca intermediari. Referitor la parteneri, parteneri eligibili sunt ONG-uri, entități publice, organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora și entități private. Însă, atenție, acces la finanțare pot avea doar ONG-urile care îndeplinesc cerințele de eligibilitate pentru solicitanți, organizațiile internaționale și entitățile publice. Entitățile private nu pot avea acces la finanțarea nerambursabilă. Partenerii pot fi din România, din statele donatoare, din statele beneficiare sau din țări din afara spațiului economic european, dar care au graniță comună cu România, respectiv Moldova, Ucraina și Serbia. Instrumentele de lucru pe care noi le punem la dispoziția dumneavoastră sunt, în primul rând, toate ghidurile solicitanților pentru fiecare apel de propuneri de proiecte, cu toate anexele lor, ghidul indicatorilor de program, ghidul de utilizare a platformei online de aplicare, manualul de comunicare și design și acea matrice de dezvoltare organizațională de care v-am spus mai devreme. Iar acum sper să avem suficient timp să răspundem la întrebările dumneavoastră. Colegii mei cred că deja le-au colectat și îi invit să înceapă să răspundă. Mulțumesc!
Deja sunt destul de multe întrebări venite prin sistemul online, prin Menti. O să preiau din aceste întrebări. Au ajuns la mine și întrebările pe care le-ați pus pe postituri și o să încerc să alternez între acestea. Întrebările care vizează partea financiară, nu o să le luăm în această sesiune de întrebări și răspunsuri, așteptăm după prezentarea bugetului și a costurilor și preluăm înainte de pauza de prânz toate întrebările pe financiar. Dacă nu reușim să răspundem la toate întrebările pe care le primim, cu siguranță în următoarele zile noi vom posta atât răspunsul la întrebările pe care le dăm astăzi, cât și la toate întrebările pe care le primim pe website, în secțiunea de întrebări și răspunsuri. Ok. Bun. Este viabilă aplicarea unui proiect care își propune formarea profilor să predea prin metoda investigației și militarea schimbării de program prin campanii de advocacy către Ministerul Educației în cadrul apelului 3. Am mai primit și o să avem cam același tip de răspuns pentru întrebările care vizează un anumit tip de activitate. Este activitatea cu tare eligibilă? În principal, orice tip de activitate ar putea fi eligibilă. Este important însă să aveți în vedere eligibilitatea proiectului în integralitatea lui. Ce anume vă propuneți prin proiectul pe care doriți să-l depuneți să aveți ca rezultate, ca schimbare, și acele rezultate, schimbarea pe care dumneavoastră vă propuneți, dacă ea se încadrează în programul nostru, dacă ea contribuie prin rezultatele și schimbarea pe care vă propuneți la obiectivele și rezultatele programului. Pentru această întrebare particulară, v-aș ruga să vă gândiți puțin care sunt fix acele rezultate, schimbări pe care vi le propuneți cu proiectul și eventual la pauză, când aveți ceva mai multe detalii, să mă căutați și să discutăm un pic mai detaliat întrebarea, ca să vă pot da un răspuns specific. Altă întrebare. În apelul 2 și 3, grupul țintă este de 14-35 de ani. Dacă un proiect își propune formarea de cetățeni activi seniori, va scădea la punctaj? Într-adevăr, grupul țintă tineri este prioritar la nivelul programului, însă nu este singurul grup țintă care este permis. Deci, dumneavoastră puteți să veniți cu grupurile țintă cu care lucrați în mod obișnuit sau pe care doriți să le targetați. Nu se va scădea la punctaj, însă, în selectarea proiectelor, din proiectele bune sau dacă ajunge la un moment dat să fie o partajare sau o egalitate între anumite proiecte de același punctaj, vor fi într-adevăr prioritizate acelea care răspund cel mai bine priorităților programului, respectiv aici, care adresează tinerii. Dar nu este singurul grup țintă pe care îl vizează programul. Când se lansează apelul pentru creșterea capacității? Noi ne dorim să-l lansăm la sfârșitul lunii februarie, anul acesta, două apeluri, apelul 9 și apelul 11. Dacă un ONG tânăr care are 8 luni, dar cu activitate dovedită pe plan local, dorește să depună proiecte pentru apelul 1 și 3, pentru expert înscris proiecte, cui ne putem adresa? Și mai avem o întrebare similară. Un ONG fără activitate până în prezent are șanse de reușită? După amiază, după pauza de prânz, noi vom avea două sesiuni în paralel. O sesiune privind parteneriatele, valoarea parteneriatelor, cum să facem parteneriate, ce înseamnă parteneriat bilateral. Și în paralel vom avea o sesiune dedicată organizațiilor mici. Dincolo de această sesiune, în următoarele săptămâni organizăm niște sesiuni de formare pentru organizațiile mici, în care discutăm în amănunt despre cererea de finanțare, cum se completează cererea, cum treci de la o idee de proiect la un proiect. Încurajăm organizațiile mici, aflate la început de drum, să participe la aceste sesiuni și, în general, noi încurajăm organizațiile să-și scrie singure proiectele, pentru că ele știu cel mai bine care este realitatea acolo unde lucrează, la nivel local, realitatea grupului țintă. Sper că v-am răspuns la această întrebare. Ok. Unde s-ar putea încadra un program național de încurajare a îmbătrânirii active, care vizează 3,6 milioane de vârstnici ai României?
Depinde foarte mult de tipurile de rezultate pe care vi le propuneți. Pentru că acesta se poate încadra fie la creșterea participării, deci în outcome-ul 1, fie dacă este o problemă de drepturile omului și doriți să faceți advocacy awareness raising, schimbări de legislație, fie dacă doriți să aveți și parte de servicii în outcome-ul 3. Deci în funcție de rezultatele pe care dumneavoastră vi le propuneți la nivelul proiectului, îl puteți încadra în apelurile din cele trei outcome-uri. Dacă sunteți o organizație mică, în apelul 1, 4, 6, dacă sunteți o organizație mare și doriți un grant mai mare, în celelalte apeluri. Deci este foarte important nu tipul activității, nu grupul țintă pe care îl aveți, ci ce doriți să obțineți cu proiectul respectiv. În cât timp după depunerea aplicațiilor vom afla rezultatele și cât va mai dura apoi până la semnarea contractului? Calculatorul meu a decedat. Nu. Noi vizăm o perioadă de până la 6 luni, până la primirea rezultatelor și începerea procesului de contractare a proiectelor selectate, astfel încât să anunțăm proiectele selectate înaintea lansării rundei următoare. Ca să aveți timp, cei care nu ați fost selectați, să îmbunătățiți proiectele și să puteți redepune în runda 2. Pe ce axă s-ar putea include realizarea unei platforme de microlearning pentru terapeuții care lucrează cu copii din toată țara? La fel, în funcție de rezultatele și schimbările pe care le propuneți prin proiect, el ar putea să se încadreze în apelurile 4, 5, 6 sau 7. Depinde de ce vă propuneți și vă recomandăm în general să vă uitați și la rezultatele așteptate, la indicatorii de program pe care îi găsiți în fiecare ghid, la care proiectul trebuie să răspundă, pentru că el trebuie să încadreze în prioritățile programului. Pentru a solicita granturi mari peste 100.000 de euro, este necesară dovedirea capacității de manageriere a unor anumite sume în cadrul proiectelor anterioare de către ONG. În cererea de finanțare există o secțiune în care vi se solicită să dați mai multe informații, pe de o parte, despre proiectele pe care le-ați implementat din punct de vedere al sumelor pe care acestea le-au avut, ca să dovediți capacitatea de manageriere a unor astfel de sume. Pe de altă parte, pentru a demonstra dacă aveți experiență în implementarea proiectelor în zona tematică pe care dumneavoastră vă propuneți proiectul. Nu este un criteriu eliminatoriu dacă nu aveți experiență sau în zona tematică respectivă sau în managerierea unor sume similare, însă, în general, vă recomandăm, din punct de vedere al sumelor, să vă duceți către proiecte unde aveți capacitatea de implementare. Adică este cumva logic să nu vă asumați nici dumneavoastră riscuri mergând către sume mult mai mari față de cele cu care organizația dumneavoastră este obișnuită. Cred că mai aveam o întrebare în care ne întrebau dacă este relevantă experiența anterioară a organizației în tematica pe care o vizează proiectul și acolo, în general, este bine să mergeți către acele zone în care aveți experiență de implementare. Pe de altă parte, noi încurajăm ca organizațiile dumneavoastră să-și extindă tipurile de activități, activitatea pe care o au, dacă asta duce la răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor, dacă duce la o creștere a impactului pe care organizația dumneavoastră o are sau a sustenabilității, în sensul în care dumneavoastră încercați să vă mulați pe nevoile pe care le întâlniți la nivel local și atunci, bineînțeles că și organizația se va modifica, se va schimba în concordanță cu acestea. Ioana, dacă să mai respir puțin... Să preluăm câteva întrebări și de pe postiturile pe care le-am primit. Aplicația se face în limba română sau în limba engleză? Aplicația se face în limba română cu mențiunea că există undeva o secțiune în cererea de finanțare reprezentată de rezumatul proiectului care trebuie cumva tradus în limba engleză. Dar în rest, aplicația este în întregime în limba română, deci este destul de facil de a o realiza. Cât durează evaluarea proiectelor? Cred că s-a răspuns deja la asta. Există o perioadă de aproximativ 6 luni de la deadline-ul pe care l-ați văzut deja în prezentarea colegei mele. Mă rog,
ne așteptăm să existe foarte multe aplicații și atunci știu că pentru mulți dintre dumneavoastră vi se pare un termen lung, sunteți nerăbdători să începeți, dar credeți-ne că în spate este foarte, foarte multă muncă. Cum se măsoară indicatorul de outcome numărul 1? Ok, o întrebare foarte specifică și concretă. Indicatorul de outcome numărul 1 este reprezentat de proporția grupurilor țintă care prezintă conștientizare civică. Atenție, este un indicator care se măsoară prin sau cu ajutorul unui studiu ce se realizează la începutul proiectului, adică în perioada de implementare a proiectului, nu este nevoie să realizați acest studiu acum când faceți aplicația, și la finalul proiectului pentru a vedea realizările pe care proiectul le-a adus în acest sens. Găsiți toate detaliile în ghidul indicatorilor, de asemenea pentru indicatorii care necesită această măsurare specifică prin intermediul unor studii, în secțiunea de anexe găsiți niște chestionare, niște instrumente de cercetare, model care ar putea să suporte anumite modificări în perioada de precontractare, dar ele vă ajută să vă orientați, să vă dați seama cum ar trebui să arate acea activitate. Atenție, dacă aveți astfel de indicatori, ideea este să corelați cu activități și cu costuri aferente în cadrul bugetelor proiectului. Un ONG fără activitate poate aplica în calitate de solicitant. Cred că ai răspuns și la asta, da, dar oricum poate că n-ar fi rău aici să vă gândiți chiar și la un parteneriat. Încurajăm până la urmă parteneriatele care vin nu neapărat din oportunitate și care se construiesc pe baze solide și care pot aduce plus valoare proiectelor. Cred că mai am eu o întrebare similară, dacă un ONG mic poate aplica pe apelul 1, care este dedicat granturilor mici, sau pe apelul 3. Un ONG mic poate aplica oriunde își dorește. Granturile mici sunt o oportunitate pentru ONG-urile mici, pentru că acolo sunt singurele care aplică și nu mai intră în concurență cu organizațiile mari. Ele însă pot aplica oriunde doresc. Nu există o restricție din punctul acesta de vedere. Doar să luați în considerare ceea ce am spus și eu și colegul meu mai devreme, că am recomandat în cazul granturilor mari să aplicați în parteneriat. Sau echipa pe care o aveți să demonstreze cumva că are experiență, expertiză în implementarea de proiecte de o avengură mai mare decât cea pe care în mod obișnuit organizația dumneavoastră o are. O altă întrebare din sală, ce axă este potrivită pentru dotare, echipare? În cazul de față, un centru de recuperare medicală pentru bebeluși. Costurile de echipamente pot fi eligibile în cadrul unor proiecte. În general, vorbim de amortizare pe durata de implementare a proiectului. Pot fi eligibile și costuri integrale. În momentul în care se demonstrează că acestea reprezintă o parte esențială a implementării programului și în sesiunea de după amiază o să vedeți, legată de buget, că există niște condiții speciale privind costurile integrale ale echipamentului, dar întotdeauna un dotare de echipamente în sine nu poate fi un proiect. Nu este un proiect eligibil. El poate fi parte dintr-un proiect mai amplu care să răspundă la rezultatele, prioritățile, obiectivele programului. Mai aveam o întrebare legată de activități. Cei care au reușit să deschidă cererile de finanțare au văzut că anul acesta avem două activități care sunt obligatorii, tocmai pentru a ajuta pe dumneavoastră să le planificați, și anume management de proiect și comunicare și vizibilitate. Această activitate de comunicare și vizibilitate se referă la comunicarea proiectului și a rezultatelor pe care proiectul le obține. Dacă în cadrul proiectului dumneavoastră mai aveți alte activități de promovare, nu știu, campanii de awareness, acelea pot fi activități separate în sine. Dacă pe asta se bazează proiectul, ea poate fi o altă activitate, nu neapărat în cadrul activității de promovare și comunicare a proiectului. Iar costurile, da, dacă există aceleași persoane care lucrează, vor fi împărțite între activități, orele, numărul de ore specifice.
Mai aveam o întrebare legată de reabilitarea unui monument istoric. Din păcate, reabilitarea de monumente istorice nu este eligibilă în cadrul proiectului, programului nostru. Vă puteți îndrepta către alte programe. În general știu că Ministerul Culturii avea programe care să acopere astfel de costuri și pentru care astfel de proiecte să fie eligibile. Cred că mai avem câteva minute, mai luăm una, două întrebări. Serviciile sociale sunt eligibile. Bun, ați văzut că există în prezentarea anterioară, ați văzut că există niște condiții specifice de finanțare legate de zona de social și cea de mediu. Rugămintea ar fi să fiți atenți la aceste condiții. Da, cumva serviciile sociale sunt eligibile, există și indicatori în acest sens, doar că proiectele pe care le realizați trebuie să fie altfel orientate. Știu că pentru mulți dintre dumneavoastră asta a fost o surpriză din discuțiile pe care le-am avut înainte de sesiune și din întrebările venite până acum. Este o schimbare de paradigmă importantă, în sensul că acum accentul este pus pe mobilizare, pe activarea cetățenilor, pe empowerment, pe campanii de advocacy și așa mai departe. Serviciile sociale pot fi parte a acestor proiecte, dar nu pot constitui în sine un proiect. Rugămintea e să aveți în vedere condițiile speciale de finanțare pe mediu și social, da? Ok. Poate fi CNIPMMR eligibil în calitate de partener în cadrul unui proiect finanțat prin apelul 7. Conform statutului, organizația este neguvernamentală, însă ca organizare funcționează ca sindicat. În prezentarea colegei mele, Irina, aceasta a evidențiat că entitățile private cu personalitate juridică pot fi parteneri, acces însă la fonduri au doar autoritățile publice, organizațiile internaționale și ONG-urile. Pentru a stabili dacă acest partener de care vorbiți este unul eligibil și este un partener eligibil pentru a avea parte din finanțare, o să vă rog să vă uitați mai atent la criteriile de eligibilitate pentru solicitant pe care un ONG partener trebuie să le îndeplinească pentru a avea acces la grant. Un aplicant ONG care susține un grup civic la nivel național, 17.000 de membri, fără personalitate juridică, pot fi eligibile cheltuielile de dezvoltare organizațională a acestui grup și transformarea în ONG un rezultat al proiectului. Din punct de vedere al cheltuielilor, acest grup informal nu poate face cheltuieli în nume propriu și aceste cheltuieli să fie eligibile în cadrul programului. Cheltuielile făcute vor trebui să fie făcute de către solicitant, direct, de către acesta, pot fi însă acoperite cheltuieli legate de activitățile pe care solicitantul le are cu acest grup civic. Iar din punct de vedere al eligibilității tipului de proiect, trebuie să aveți în vedere modalitatea prin care proiectul pe care vi-l propuneți răspunde, contribuie la atingerea rezultatelor programului. Dacă prin rezultatele pe care le propuneți, vă încadrați într-unul dintre apeluri, contribuind la rezultatele programului. Ioana, poate ar fi bine, pentru că se termină timpul, să preluăm și câteva întrebări din sală, pentru a ne împrieteni mai mult și mai repede. Două, trei întrebări maximum, în rest rămâne să mai discutăm și în pauze ne găsiți cu siguranță și... Aș vrea... Merge? Merge. Sigur. O completare, vă rog, la răspunsul privitor la activitățile de comunicare, dacă sunt altele decât comunicarea proiectului. Ați spus că aceste activități pot fi trecute ca o altă activitate, o a treia activitate. Întrebarea este, pot fi trecute sau trebuie? Nu trebuie. Dumneavoastră puteți să aveți în cadrul aceleiași activități și această activitate de comunicare, awareness către publicul larg, pe o anumită tematică. Dacă doriți, o puteți face și separat. Ok. Dar în cadrul activității de comunicare, nu trebuie să uitați că trebuie să faceți și comunicarea proiectului și rezultatelor sale. Comunicarea proiectului
de sine stătătoare, dincolo de orice altă campanie de awareness pe care vă propuneți. Okay. Adică să nu pierdeți acele acțiuni. Am înțeles. Nu, asta era întrebarea, dacă toate activitățile de comunicare a proiectului plus altele pe o campanie anume pot fi trecute la activitatea 2. Ele pot fi trecute acolo. Da? Da. Bine, mulțumesc. Bineînțeles, veți detalia în descrierea activității, în rezultate, se vor vedea rezultatele specifice pe comunicarea proiectului și pe campania de awareness raising. Bună ziua! În legătură cu, vreau să întreb dacă se poate închiria pe unul dintre proiecte pentru a se deschide un fel de hub civic, o școală civică, dacă ar fi eligibil sau nu. Și costurile de închiriere de spații pot fi eligibile. Absolut. Ca și cost direct, dacă activitatea proiectului se desfășoară acolo, ca cost indirect, dacă dumneavoastră împărțiți cheltuielile spațiului respectiv cu mai multe proiecte. Și o să mai luăm o ultimă întrebare. Mulțumesc. Ne puteți ajuta cu definiția organizațiilor mari, să înțeleg că sunt cele care au automat peste cei bugetul mediu de 51.000 de euro pe ultimii 3 ani de prin activitate? Prin excludere, da. Încă ceva, ONG-uri din București pot depune proiecte pentru care urmează să fie implementate în alte zone, având în vedere criteriile dumneavoastră de legibilitate, sau prioritatea ONG-urilor locale? Nu, dumneavoastră puteți depune proiecte. Ideea este că trebuie să luați în calcul fezabilitatea pe care o are un astfel proiect. Toate deplasările, costurile, s-ar putea să mărească foarte mult costurile. Dar altfel, ca eligibilitate, puteți depune pentru alte zone, absolut. Mai ales dacă la nivel local, nu știu, aveți deja colaboratori sau găsiți alte parteneriate? Parteneriatul este se depunctează dacă, de exemplu, un ONG depune un proiect fără parteneri, dar are experiență în derularea de proiecte cu bugete mai propriu mari? Zis, nu se depunctează, nu veți primi punctele respective. Nu este... Este de perspectivă. Nu, parteneriatul nu este obligatoriu, în sensul că sunteți eligibili să aplicați cu un proiect. Noi, la nivel de program, încurajăm parteneriatul, valorizăm și atunci există punctaj pentru parteneriat. Nu pentru orice parteneriat veți lua punctaj, trebuie să demonstrați că activitatea partenerului este una care aduce plus valoare în cadrul proiectului. Deci s-ar putea, chiar dacă aveți parteneri, dacă parteneriatul nu este neapărat un parteneriat, ci pare așa o subcontractare pentru o chestie punctuală, să nu primiți acele puncte de la evaluatori. Ok, vă mulțumim. Pauză? Da. Și mai putem vă discuta și în timpul pauză. Vrem să facem așa. Un anunț. Bun, haide că putem, aș zice. V-am deschis deja apetitul pentru întrebări pe care le așteptăm în continuare la www.menti.com, codul 410019. După cum puteți vedea acolo în capătul sălii, avem un comitet care procesează întrebările. Vă mulțumim pentru cele primite, inclusiv de la cei care ne urmăresc live. Revenim aici la 11:40, sperăm noi. Între timp, nu uitați, aveți afișată o listă de contacte cu contactele fiecăruia dintre colegii noștri care se ocupă de apelurile deschise. Vă rugăm să-i contactați dacă aveți întrebări, să nu mergeți doar la Ioana, Anca și partenerii noștri. În același timp, avem tot acolo în colț un flipchart în care așteptăm, de fapt nu, noi vă punem întrebarea cum putem să facem lucrurile mai bine. Avem și noi această întrebare pentru dumneavoastră. Ne-am bucurat foarte mult dacă din cei 300 de oameni care sunteți aici am strânge cel puțin 50 de sugestii cum să facem lucrurile mai bine, la fel cum și noi vă răspundem după pauză la întrebările și clarificările dumneavoastră. Hai de la pauză! Așteptăm pe scaune pentru a putea reîncepe sesiunea. Bine ați venit la sesiunea dedicată bugetului proiectului. Sper că sunteți interesați să aflați ce puteți bugeta și cum. Ai, ai, ai. Hai. Asta fuge de aici. Asta stă singur aici cu... alunecă. Păi mobil? Nu. Te doare mâna de la.
putem începe prezentarea. Vom trece în revistă, în minutele următoare, costurile eligibile ce pot fi incluse în bugetul proiectului. Dar, în primul rând, trebuie să ținem cont de principiile generale de eligibilitate a cheltuielilor, cum pot fi aceste cheltuieli împărțite, și anume în cheltuieli directe și cheltuieli indirecte. Mai există o categorie de costuri neeligibile pe care vă rugăm să nu le includeți, pentru că veți rămâne cu ele nedecontate. Vom vorbi un pic despre cofinanțarea proiectului și despre anumite limitări bugetare și despre formatul de buget pe care va trebui să-l completați dumneavoastră. În ceea ce privește principiile generale de eligibilitate a cheltuielilor, acestea sunt următoarele. În primul rând, ele trebuie să fie angajate între prima zi și ultima dată de eligibilitate a proiectului. Această perioadă va fi menționată în contractul de finanțare, ca să nu existe erori cumva. Să aibă legătură cu obiectul contractului de finanțare și să fie, bineînțeles, incluse în bugetul detaliat al proiectului. Să fie proporționale și necesare pentru implementarea proiectului, să fie folosite pentru unicul scop de a atinge obiectivul și rezultatele proiectului, într-un mod consecvent cu principiul economiei, eficienței și eficacității. Și, bineînțeles, ca orice cost, trebuie să fie identificabil și verificabil în conformitate cu standardele și principiile contabile. Și să respecte cerințele legislației fiscale și cea a asigurărilor sociale. Spuneam că primul criteriu de eligibilitate este acela ca toate cheltuielile să fie angajate. Putem spune că sunt angajate în momentul în care costul a fost facturat, a fost achitat și bunurile au fost livrate sau serviciile și lucrările prestate. Deci când s-a încheiat tot ciclul. Dar o excepție o fac facturile care sunt emise în ultima lună de eligibilitate a proiectului și pe care dumneavoastră aveți posibilitatea să le achitați în timp de 30 de zile de la finalizarea perioadei de eligibilitate. Dar atenție, sunt 30 de zile și ar fi bine să le numărați ca atare 30, nu să luați următoarea lună, că poate să fie, de exemplu, luna august, care are 31 de zile și dacă dumneavoastră plătiți facturile pe 31 august, vor fi neeligibile. Deci trebuie să le calculați clasic. În ceea ce privește cheltuielile administrative și amortizarea, acestea vor fi angajate în momentul în care sunt ele înregistrate în contabilitatea promotorului sau a partenerilor. Spuneam că toate cheltuielile se împart în cheltuieli directe și cheltuieli indirecte. În cadrul cheltuielilor directe, puteți include resursele umane de care dumneavoastră aveți nevoie pentru implementarea proiectului și în acest scop trebuie să țineți cont de costul total salarial al persoanei respective și anume care este format din salariul net efectiv și contribuțiile salariale prevăzute de lege și de alte costuri salariale dacă ele sunt prevăzute în contractul individual de muncă. Bineînțeles, salariile pe care le veți bugeta trebuie să respecte politica salarială a organizației, să nu fie exorbitant de mari și să fie corelate cu activitățile pe care persoana respectivă le are de îndeplinit în cadrul proiectului. A doua categorie de cheltuieli directe este cea a cheltuielor de deplasare și subzistență pentru personalul propriu și pentru voluntari. Și acestea trebuie să respecte legislația națională în vigoare. Și, așa cum spune și categoria de costuri, puteți deconta și costuri pentru voluntarii care vă ajută la implementarea activităților proiectului. Nu-i puteți plăti, nu-i puteți remunera, dar puteți să le acoperiți costuri de deplasare, care conțin transport și cheltuieli de masă. În ceea ce privește cheltuielile de transport și cazare pentru participanții pe care îi veți avea la diverse activități, acestea vor fi decontate la altă categorie bugetară și anume la cea legată de bunuri și consumabile. Așa a venit de la finanțator informația, așa am preluat-o, e un pic ne la îndemână, dar vă rog să țineți cont de acest lucru. Uh,
îmi notasem eu aici și revin un pic la personalul alocat proiectului. În momentul în care îl veți bugeta, va trebui să țineți cont de costul orar stabilit prin contractul de muncă al acelei persoane. Veți vedea în buget, dacă nu ați văzut deja, salariile se vor bugeta nu pe lună, ci pe oră. Va trebui să-i calculați costul orar, aferent contractului de muncă din care îi veți deconta salariul. Și acesta va trebui să fie același în toate proiectele pe care le veți implementa dumneavoastră. Nu poate să aibă un cost orar mai mare pe proiectul meu, să zic, și pe alt proiect din cadrul aceluiași contract de muncă să-i alocați un cost orar mai mic. Iar în ceea ce privește bugetarea contribuției prin muncă voluntară, deci a cofinanțării, cred că ați văzut deja în ghidul solicitanților că este menționat faptul că va trebui să țineți cont de intervalul salarial stabilit de salariu minim brut pe economie și salariu mediu brut pe economie. În acest interval dumneavoastră puteți să alegeți un cost salarial orar pe care să-l alocați fiecărui voluntar în parte, în funcție de ce activități are el de îndeplinit în cadrul fiecărei activități în parte. Era exemplu clasic că dacă are de împărțit niște pliante, va primi salariul minim, costul orar aferent salariului minim brut, iar dacă are lucruri mai importante și mai laborioase de realizat, puteți să-i creșteți costul orar pentru munca voluntară. Următoarea categorie de cheltuieli este cea legată de este cea aferentă bunurilor și consumabilelor, în măsura în care acestea sunt identificabile și atribuite proiectului și, bineînțeles, respectă regulile de achiziție pe program. Ca exemple de costuri pe care le puteți include aici sunt, bineînțeles, transportul cu participanții la diverse evenimente, cheltuielile cu obiectele de inventar, cheltuieli de protocol pentru diverse activități pe care le aveți de implementat. Mare atenție, acele cheltuieli de protocol care nu vor fi subcontractate, deci nu vor face obiectul unor contracte de servicii. Și tot la această categorie puteți să includeți costurile pentru reconstrucție, renovare, reabilitare, dar atenție, cele realizate în regie proprie. Dacă veți încheia un contract cu o firmă specializată, vor merge la altă categorie bugetară. Apoi, echipamentele noi sau second hand pot fi bugetate, dar mare atenție, ca regulă generală acceptăm bugetarea amortizării echipamentelor pentru perioada de implementare a proiectului și rata folosirii efective în scopul proiectului. Avem și o excepție prin care, dacă solicitantul demonstrează că acele echipamente sunt absolut necesare, reprezintă o componentă integrantă și necesară realizării obiectivelor proiectului, poate bugeta costul integral. Dar el va trebui să justifice această necesitate pentru implementarea activităților proiectului. Dacă se acceptă, dacă este considerat acest cost eligibil, aplicantul va trebui să se asigure că pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea proiectului va păstra echipamentul în proprietatea sa, îl va folosi în beneficiul obiectivelor generale ale proiectului și va avea și niște bani depus deoparte pentru a-i asigura întreținerea echipamentului pentru o perioadă de minim 5 ani după finalizarea proiectului și de a asigura echipamentul împotriva pierderilor sau în caz de daună. Toate aceste clauze vor fi incluse în contractul de finanțare și vor trebui respectate. Nu din bani de proiect, este pentru ceilalți 5 ani. Și noi vom putea să venim în vizită, să vedem că acel echipament respectă toate aceste condiții. Apoi avem categoria cheltuielor generate de alte contracte atribuite de promotor în scopul activităților proiectului și anume acele subcontractări, bineînțeles cu respectarea regulilor de achiziții în vigoare pentru program. Aici veți putea include onorariile experților,
fie că sunt ei PFA-uri sau firme sau contracte de cesiune drept de autor, organizarea diverselor evenimente, promovarea pe Facebook sau Google a proiectului, acele lucrări de construcții subcontractate de care vorbeam mai devreme. Deci cam tot ce presupune prestarea de servicii. Apoi avem categoria de costuri rezultate direct din cerințele impuse de contractul de finanțare și presupun că deja ați observat în ghidul solicitantului faptul că dumneavoastră va trebui să deschideți conturi dedicate atât în euro cât și în moneda națională, în cazul ONG-urilor din România va fi în lei, iar pentru partenerii străini va fi în moneda lor națională. Și se presupune că noi v-am cerut acest lucru, deci în cadrul acestei categorii de costuri rezultate direct din cerințele impuse de contract de finanțare, veți putea bugeta comisioanele aferente acelor conturi, cât și diverse evaluări, sondaje, care la fel sunt impuse de contractul de finanțare pe anumite apeluri de proiecte, și auditul partenerilor din străinătate, tot aici poate fi inclus. Avem și o limitare pentru subcontractări și anume aceea că toate costurile de reconstrucție, renovare sau recondiționare nu trebuie să depășească 50% din costul direct eligibil al proiectului. După cum ați văzut în ghid, am inclus ca nu cumva să se piardă din vedere faptul că toți promotorii trebuie să includă în bugetul proiectului și niște costuri aferente participării la anumite sesiuni pe care le vom organiza noi pentru toți promotorii și va trebui să bugetați costuri de cazare, transport și diurnă pentru un număr de minim 4 sesiuni de informare la care vor participa aproximativ 2 persoane ca medie la aceste evenimente. Tot în ghidul de elaborare a bugetului de data asta, deci anexa 2B, am menționat că este recomandat ca dumneavoastră să aveți 2 poziții în cadrul bugetului, și anume managerul de proiect, acesta sigur va exista, dar și un responsabil financiar. Din experiența programului anterior am zis că e bine să vă recomandăm să angajați un responsabil financiar ca să meargă mai ușor proiectul. Aveți cu cine vă sfătui, lucrați împreună chiar și la scrierea proiectului și atunci porniți din start cu piciorul drept că aveți un buget bine întocmit și va fi ușor de urmărit. Este ca o recomandare, dar bineînțeles în funcție de bugetul fiecărui proiect vedeți dacă încape sau nu. În ceea ce privește achizițiile, cele care au valori de 5.000 de euro sau mai mari, pentru acestea va trebui să invitați minim 3 furnizori să vă trimită oferte, să consultați minim 3 oferte de la prestatorii de servicii. Pentru achiziții vom elabora o procedură de achiziții care va fi anexă la contractul de finanțare, dar care recomandări generale sunt acestea, cum că va trebui să consultați minim 3 oferte, contractul va trebui atribuit celui care oferă cel mai bun raport calitate-preț sau la cel mai mic preț, în funcție de cum stabiliți, și că întreaga procedură trebuie să fie documentată. În orice moment trebuie să aveți la sediul organizației dosarul acelei achiziții, dosarul complet. Cea de-a doua categorie de cheltuieli este cea a cheltuielor indirecte, care reprezintă toate cheltuielile care nu pot fi identificate de către promotorul proiectului sau de partenerii acestuia ca fiind direct atribuite proiectului, dar pot fi justificate și identificate prin sistemul contabil ca fiind în legătură directă cu activitățile proiectului, cu cheltuielile directe din acel proiect. Aceste cheltuieli indirecte trebuie să respecte o repartizare corectă a cheltuielor generale ale promotorului sau ale partenerilor. Nu pot include costuri directe eligibile,
deci dacă am inclus în categoria costurilor directe o categorie de cheltuieli, nu pot să o regăsesc și la capitolul de indirecte. Și, mare atenție, avem un procent care trebuie respectat și anume 15% din costurile directe ale personalului eligibil angajat, exclusiv voluntarii. Deci va trebui să calculați, să adunați costurile aferente liniei 1-1 din toate activitățile proiectului. Deci doar salariile, fără voluntari. În cazul în care avem proiecte care se vor implementa în parteneriat cu organizația internațională, în cazul acesteia, vom accepta să-și identifice costurile indirecte în conformitate cu regulile relevante stabilite în această organizație. Nu-i vom obliga să respecte o anumită metodologie. În momentul când bugetați costurile indirecte, va trebui să calculați să nu depășească 15% din totalul salariilor din proiect. La bugetarea costurilor indirecte, trebuie să țineți cont că nu se acceptă decontarea unor facturi 100%, va fi parțial din acele facturi stabilite a se deconta și în momentul bugetării va trebui să țineți cont de datele la care se emit anumite facturi de utilități, mai ales pentru prima lună și ultima lună de implementare. De multe ori, anumiți furnizori de, nu știu, servicii de telefonie mobilă sau de diverse regii emit unii la începutul lunii pentru luna în curs, alții la începutul lunii pentru luna anterioară. Costurile pe care le decontați trebuie să fie aferente proiectului. Deci mare atenție în momentul în care bugetați. Să știți cum, să nu rămâneți cumva cu bani neacoperiți sau din contră cu bani necheltuiți. Spuneam că mai avem și o categorie de cheltuieli neeligibile care nu ar trebui să fie inclusă în bugetul proiectului, și anume dobânzi datorate sau costuri aferente datoriilor și penalităților de întârziere, cheltuieli aferente tranzacțiilor financiare și alte costuri pur financiare, excepție făcând costurile generate de conturile speciale ale proiectului despre care am vorbit, provizioane pentru pierderi sau pentru posibile datorii viitoare, costurile aferente achiziției de terenuri sau de imobile, pierderile din diferențele de schimb valutar și TVA-ul care poate fi recuperat. Apoi, costurile acoperite din alte surse pentru evitarea dublei finanțări, amenzile și penalitățile sau diverse costuri aferente litigiilor și, bineînțeles, cheltuielile excesive și nejustificate. De aceea trebuie să țineți cont întotdeauna când bugetați să respectați principiul de eligibilitate a cheltuielor conform căruia acestea trebuie să fie proporționale și necesare pentru implementarea proiectului. În ghidul solicitantului ați observat că acordăm finanțare pentru maxim 90% din valoarea bugetului. Asta însemnând că diferența de cel puțin 10% va trebui să fie adusă ca și cofinanțare. Regula generală este că până la 50% din cofinanțare poate fi adusă în natură, dar doar prin muncă voluntară. Excepție fac apelurile 1, 4 și 6, unde este acceptată 100% muncă voluntară, dar cu respectarea anumitor condiții, și anume, bineînțeles, să fie ONG-uri eligibile, valoarea finanțării solicitate să fie până în 15.000 de euro, și solicitantul sau partenerii proiectului să nu implementeze mai mult de un proiect finanțat în cadrul acelui așa apel de proiecte. Ca surse de unde puteți acces cofinanțarea financiară sunt donațiile, sponsorizările sau cotizațiile membrilor, acei 3,5%, și, mare atenție, nu din alte proiecte sau finanțări din fonduri europene sau din bugetul Uniunii Europene sau aferente granturilor SE și norvegiene, că ar fi dublă finanțare. Cum stabiliți munca costul orar al muncii voluntare, am vorbit anterior la capitolul de resurse umane. Și mai avem aceste limitări bugetare.
care trebuie respectate, și anume costurile indirecte să nu depășească 15% din totalul costului cu personalul angajat în proiect, spuneam eu de linia 111 resurse umane din cadrul bugetului. Costurile privind reconstrucția sau renovarea sau reabilitarea să nu depășească 50% din totalul costurilor directe eligibile. Și pentru dezvoltarea organizațională, așa cum a menționat și Irina, colega mea, anterior pauzei, trebuie să nu depășească 20% din cheltuielile, din costurile eligibile pentru dezvoltarea organizațională a solicitantului și sau a partenerilor ONG din România, dar avem și aici excepții, și anume granturile strategice din apelurile 3 și 5, unde nu se mai aplică această limitare, și apelurile 9, 10 și 11, aferente outcome-ului 4, unde alocarea este de 100% din totalul costurilor eligibile. Deci mare atenție unde aplicați, ca să știți cum puteți bugeta. Dacă ați fost curioși și ați deschis Excel-ul aferent bugetului proiectului, veți observa că pare complicat așa la prima vedere, dar este, bugetul se va realiza pe activități și se va întocmi în euro. Știți că veți primi bani în euro și la fel va trebui să-i și raportați, ținând cont de cursul Infor-Euro stabilit de Comisia Europeană. Ce este foarte important, și am făcut aici niște print screen-uri dintr-un buget completat ca model, este să începeți, odată să citiți instrucțiunile de completare, ca prim pas, și apoi să completați tot ce vi se solicită în informațiile generale. Prima foaie de lucru din buget. Pentru că tot ce veți completa aici se va prelua în celelalte foi de lucru și este important să existe, ca să câteodată se pot da și formulele peste cap sau nu vă apar diverse informații și o să credeți că nu l-ați completat corect. Deci veți începe cu completarea titlului proiectului, așa cum este el în cererea de finanțare, veți selecta apelul pe care aplicați, outcome-ul aferent, ce tip de grant doriți să accesați, care este durata, și bineînțeles veți trece denumirea solicitantului. În momentul în care completați denumirea solicitantului, deja în partea de jos, este un alt tabel, îi se va aloca un cod. Codul A este aferent aplicantului și pe măsură ce completați numele partenerilor, îi se va aloca fiecăruia cu un cod, pe 1, pe 2, pe 3, în funcție de câți parteneri aveți. Apoi, în aceeași foaie de lucru, aveți predefinite cele două activități, cea de management de proiect și cea de informare și comunicare, urmând ca dumneavoastră, selectând numărul activităților următoare, să le treceți și denumirea așa cum apar ele în cererea de finanțare. Și la fel am completat un pic pentru prima activitate, cea de management de proiect. Dumneavoastră va trebui să selectați pentru fiecare cost pe care doriți să-l bugetați, mai întâi capitolul de buget, apoi cui este alocat acest cost, cine îl va suporta din bugetul cui, aplicantul sau unul dintre parteneri, veți selecta linia de buget, vi se va deschide o listă derulantă din care va trebui să alegeți cu atenție linia corespunzătoare. Pentru resurse umane va trebui să treceți și poziția, iar pentru toate celelalte costuri va trebui să completați pe coloana de explicații descrierea cheltuielii, folosind o descriere cât mai detaliată, astfel încât noi să primim cumva toate informațiile necesare, să nu vă întrebăm, nu știu, în perioada de evaluare, pentru ce ați bugetat costul, nu știu care, în valoare de 5.000 de euro. Că dacă puneți, nu știu, doar contract, valoare 5.000 de euro, clar va veni întrebarea pentru ce, ce fel de servicii, pentru cine. De asta dați câteva detalii, astfel încât noi să ne dăm seama ce doriți să decontați pe acea linie. Apoi, așa cum spuneam, resursele umane se vor bugeta pe oră, iar toate celelalte costuri puteți să alegeți dumneavoastră unitatea de măsură cea mai relevantă pentru acel cost. Poate să fie lună, contract, proiect, eveniment, în funcție de ce aveți de raportat ulterior. Apoi,
și așa va trebui să completați pentru fiecare activitate în parte. Cum împărțiți dumneavoastră costurile pe activități, ține foarte mult de ce se va întâmpla în acele activități și de ce resurse, atât umane cât și de altă natură, aveți nevoie pentru implementarea activităților. Cumva este clar că în activitatea management de proiect, care surse umană va intra managerul de proiect, responsabil financiar și poate un asistent de proiect, în funcție de ce responsabilități veți scrie că au de îndeplinit aceștia. Iar în cadrul celorlalte activități, acei experți care contribuie la implementarea activității. Experți atât cu contract de muncă, dacă îi aveți deja în organizație, sau îi contractați cu alte tipuri de contracte, exclus convenția civilă. Apoi, după ce veți completa toate bugetele activităților, veți ajunge la foaia de lucru pentru cheltuieli indirecte, unde doar va trebui să treceți suma pe care o veți, pe care doriți să o bugetați, în funcție, ținând cont de ce cheltuieli generale de administrație aveți dumneavoastră în organizație în mod curent. Avem și foaia de lucru cu sursele de finanțare, unde deja s-au preluat toate informațiile completate de dumneavoastră anterior în celelalte foi de lucru și va trebui să treceți contribuția în bani adusă în proiect. Cea sub formă de muncă voluntară deja a fost contorizată în funcție de cum ați ales dumneavoastră linia de buget aferentă voluntarilor. Și mai avem o foaie de lucru pe care vă rog să o consultați din când în când, este cea de corelații și limitări, unde vor putea fi indicate erorile pe care poate le-ați făcut în cadrul bugetului. Nu știu, poate n-ați selectat corect tipul de grant și atunci va apărea un mesaj cum că sunteți sub limita minimă sau peste limita maximă aferentă acelui grant sau n-ați bugetat corect costurile indirecte. Aici sunt toate limitările acelea bugetare despre care am vorbit și altele referitoare la tipul de apel sau tipul de grant și vă rog să o consultați ca să puteți să remediați în timp util bugetul proiectului. Cam asta a fost prezentarea pe buget. Sper că veți fi curioși să intrați în Excel să vă apucați să-l testați. Dacă aveți cumva neclarități, să ne contactați și să vedem cum putem remedia diversele probleme. Voi răspunde la întrebări în sesiunea de întrebări și răspunsuri, iar acum îi dau cuvântul colegului meu, Marian? Da. Marian Bojinc. Ok, după o sesiune aglomerată legată de buget, costuri eligibile și așa mai departe, o să ne uităm puțin la modalitatea de aplicare. Ea este un produs al FDSC la care s-a muncit foarte, foarte mult și care are rolul de a face o aplicare cât mai facilă, cât mai ușoară, lipsită de birocrație, da? Nu o să aveți de ștampilat și de printat 7 dosare, 5 biblorafturi și așa mai departe. Este o platformă nouă pentru cei, așa cum ne spunea Anca la începutul sesiunii, este o platformă nouă. Cei care ați aplicat rândurile trecute la fondul ONG sau pe alte programe de finanțare, este necesar să vă faceți noi conturi pentru a putea aplica acum. Cum spuneam, este o platformă la care s-a muncit mult. Rolul meu astăzi aici este așa de Steve Jobs, doar să trecem puțin prin etape, să vedem unde pot apărea probleme. Cu siguranță că avem un suport dedicat platformei și veți putea pune întrebări acolo pe măsură ce, nu știu, ce întâmpinați, să zicem, dificultăți. Cam acesta este procesul de aplicare.
El începe prin crearea contului de utilizator. Dacă n-ați făcut-o până acum, v-aș recomanda să o faceți. Prin asocierea, apoi urmează asocierea contului cu un ONG, completarea și editarea cererii de finanțare și ultima etapă este cea a validării cererii de finanțare. Bun, ce trebuie să faceți mai întâi? Trebuie să intrați pe finanțăripublice.fdsc.ro. Atenție, utilizând unul din următoarele browsere: Google Chrome, Mozilla sau Safari. Dacă nu știți, Internet Explorer nu mai beneficiază de suportul Microsoft la acest moment. Ca atare, dacă încă îl mai utilizați, ar fi de dorit să renunțați la el. Mergeți pe butonul cont nou, îl vedeți poziționat în dreapta sus, da? Acesta va deschide pagina unde puteți introduce datele de identificare. Nu este absolut nimic complicat. Dacă ați făcut shopping online și v-ați făcut diverse conturi pe magazine și așa mai departe, este decurge similar. După introducerea datelor, veți primi un mesaj care va anunța faptul că trebuie să validați cererea contului. Trebuie să validați crearea contului. Aceasta se va putea face după ce accesați linkul trimis către adresa de e-mail introdusă în pasul anterior. În cazul în care linkul nu este unul valid, nu puteți da click pe el, îl luați cu copy-paste și îl puneți în browser. Bun. Urmează etapa a doua, cum spuneam, e foarte, foarte simplu. Pentru a putea completa o cerere de finanțare, este necesar ca utilizatorul să fie asociat cu o organizație neguvernamentală. Da? Asocierea cu un ONG se face printr-un simplu click pe butonul Adaugă organizație. Da? Există două situații aici, în cazul în care organizația nu există în baza de date, și în acest caz veți primi drepturi de administrare pentru respectiva organizație prin completarea unor date suplimentare, date care se referă, mă rog, la localitatea în care se află organizația și așa mai departe. Și situația a doua, în cazul în care organizația există deja în baza de date și veți putea cere drepturi de editare de la administratorul acesteia. După această parte începe etapa cea mai frumoasă, nu? Completarea și editarea cererii de finanțare. După accesarea butonului Finanțări curente și un click pe apelul dorit, se presupune că până la acest moment deja v-ați orientat, știți pe ce apel veți merge și aveți deja cererea conturată, veți putea completa acolo cererea de finanțare dorită. În partea de sus a cererii puteți vedea numărul de înregistrare al acesteia. Este important să rețineți acest aspect. Pentru a salva o secțiune, trebuie ca toate câmpurile obligatorii, marcate cu acel asterisk, da, din secțiunea respectivă să fie completate. În cererea de finanțare este necesar să încărcați următoarele anexe, pe care presupun că deja le știți, și anume bugetul proiectului, declarația de eligibilitate, declarația de parteneriat, dacă este cazul, și sincer cred că o să fie cazul. Este necesar de asemenea să verificați dacă fișierul încărcat este completat integral și nu este un alt fișier aflat în lucru. Atenție, dacă n-ați încărcat aceste anexe, platforma vă atenționează, dar platforma nu poate să verifice conținutul lor. Da? Dacă în loc de bugetul proiectului ați încărcat un Excel cu lista de shopping pentru weekend, platforma nu vă poate avertiza și nu vă poate trimite un mesaj de această natură. Ca atare, aveți mare grijă ce anexe încărcați. Și ultima parte, ultimul pas, în ultima secțiune a cererii de finanțare, da, opțiunile de salvare vor fi diferite și sunt următoarele. Vezi cererea, validează cererea și șterge cererea. Veți putea previzualiza aplicația înainte de a o valida și acest lucru este foarte important. Este necesar să verificați întotdeauna integritatea fișierilor încărcate înainte de validare, da, verificați
cererea în ansamblul ei, după acest pas nu veți mai putea edita sau șterge cererea. Dacă, după validare, veți fi înștiințați prin e-mail că cererea de finanțare a fost validată și atenție, în etapa de evaluare nu vor intra decât cererile validate. Ca atare aveți grijă, da? Parcurgeți cererea, dați validare, aveți în vedere că după ce ați dat validare nu mai puteți face absolut nicio modificare asupra cererii, da? Aceea este cererea finală care va intra în procesul de evaluare. Recomandările principale ar fi să vă faceți cont cât mai repede, în cazul în care întâmpinați probleme, să ne puteți contacta și să rezolvăm din timp problemele apărute. Și doi, nu lăsați pe ultimul moment încărcarea aplicațiilor. Nu lăsați în ultima zi încărcarea sau completarea cererilor de finanțare. Da? Încercați să vă organizați din timp, să salvați secțiune cu secțiune. În cazul în care, cum spuneam, vor fi probleme, vă suntem alături și vă putem răspunde din timp, dar nu lăsați în ultimul moment încărcarea cererii, în ultima zi de deadline, cu 5 minute înainte. Ar fi de dorit să se întâmple lucrul acesta mai repede. Și trei, nu uitați de anexe pe care trebuie să le verificați de 4, 5, 8, 10 ori, de câte ori credeți că este cazul. Recomandarea ar fi să creați un folder special în care să vă țineți respectivele anexe, să vă asigurați că ele sunt variantele finale, da? Să le denumiți în așa fel încât să știți că aceea este varianta finală și nu este o variantă intermediară. După ce acestea au fost încărcate și ați validat cererea de finanțare, ele nu mai pot fi schimbate. Cam atât despre procesul de aplicare. După cum vedeți, este unul foarte simplu. Dacă o să aveți probleme, ne puteți scrie și vă răspundem în timp util. Mulțumesc! Ok. Mi se spune că începem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Ioana, Gena, Aurora? Am primit destule întrebări, atât pe bilețele cât și în Menti. Voi încerca să le iau pe rând. Cum se face, după prima întrebare, în ordinea înregistrării în Menti, cum se face dovada cheltuielor indirecte? Pentru ele nu va trebui să trimiteți în momentul transmiterii raportului financiar și copii ale documentelor justificative, dar ele vor trebui să existe în organizația dumneavoastră. În primul rând, va trebui să aveți o decizie sau o metodologie de alocare a costurilor indirecte pe proiect și suma pe care o veți deconta va trebui să fie în contabilitatea dumneavoastră justificată cu documente. Deci dacă îmi dă acel procent de 15%, maxim 15% din resursele umane că puteți aloca indirect, nu înseamnă că suma aceea dumneavoastră puteți să o raportați fără să aveți în spate documente justificative. În momentul vizitelor de monitorizare putem solicita să vedem contracte, facturi, să prin sondaj să verificăm documentele. Cheltuieli neeligibile. Avem categoria de TVA care poate fi recuperată. La ce se referă? TVA-ul plătit de ONG, de exemplu pentru produse, servicii, este eligibil, mai puțin TVA-ul care poate fi recuperat de către comerciant.
când am trecut acolo TVA-ul care poate fi recuperat, ne-am referit la acel TVA care poate fi recuperat de ONG-ul respectiv, de la statul român, prin decontul de TVA. Acest lucru se poate aplica organizațiilor care au și activitate economică și depun decontul de TVA. Recuperează această taxă prin includerea ei în decontul de TVA. Deci nu se aplică tuturor. Există limite salariale pentru experți? Nu am limitat costurile pentru experți, dar, așa cum spuneam, trebuie să corespundă politicii salariale a organizației. Să vă gândiți că dacă îi dați un cost salarial unei persoane, în mod normal trebuie să puteți susține acel cost și după terminarea proiectului. Deci să fie un cost rezonabil. La fel este și pentru resurse umane. Nu am impus o limitare, să zic, un 30% sau 20%, cum era pe vremuri la alte proiecte, dar la fel, costul salarial acordat trebuie să fie direct proporțional cu responsabilitățile pe care le are acea persoană de făcut și cu politica salarială a organizației. Există o procedură specifică programului prin care se realizează achizițiile? Am zis că da și va fi anexă la contractul de finanțare. Pentru organizațiile mici, bugetul mediu se referă la bugetul total pe cei 3 ani sau în fiecare an valoarea medie să fie sub 240.000 de lei. Acest 240.000 de lei trebuie să fie bugetul mediu pe cei 3 ani. Și deci dacă într-un an săriți de 240.000, dar în ceilalți 2 ani aveți mult sub, este în regulă, media vă va da ok până în 240.000 de lei. Costurile cu echipamentele, în ce categorie de cheltuieli vor fi încadrate? În categoria costurilor aferente echipamentelor, și anume, dacă aveți echipamente noi sau second hand, le veți include la capitolul 1.3 în cadrul bugetului, sau amortizarea este la capitolul 1.3 și dacă aveți cheltuieli aferente echipamentele cost integral, la capitolul 1.4. Este destul de detaliat bugetul și sigur le veți găsi locul unde să bugetați. Așa, mai triez un pic și le dau cuvântul colegilor mei de pe tehnic. Mai alternăm. Așa. ONG-urile partenere din alte țări pot beneficia de bani din finanțare? În secțiunea 4.4, parteneri eligibili din ghidurile de finanțare, se precizează că sunt parteneri eligibili aceia care au personalitate juridică și pot fi fie din țările donatoare, cele trei, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, fie din cele 15 țări beneficiare de EA Grants, fonduri EA și norvegiene, fie țările care au graniță comună cu România. La un moment dat am primit, ele pot fi beneficiare de finanțare în condițiile în care sunt, și iarăși aveți acolo condițiile în ghidul solicitanților, sunt fie un ONG care respectă condițiile similar cu un ONG solicitant, fie o autoritate publică, fie o organizație internațională. Mai aveam o întrebare legată de dacă un ONG din Albania poate fi partener, dacă el face parte dintr-o organizație internațională. Albania nu este una dintre țările eligibile, deci nu ar putea să facă parte din proiect ca partener. Un ONG poate depune proiecte pentru două apeluri. Da, un ONG poate depune proiecte pentru mai multe apeluri, nu poate depune pe același apel mai mult de două proiecte pentru apelurile 2, 3, 5, 7, 8 și un singur proiect pe apelurile 1, 4 și 6 pentru granturi mici. CEAC se este potrivită pentru formare profesională terapeuți pentru copii.
depinde de rezultatele pe care vi le propuneți la nivel de proiect. Aceasta poate fi o activitate eligibilă, dar nu este un proiect în sine. Deci, dacă elaborați puțin mai mult, putem să vă ajutăm să vă îndreptăm către un apel anume. Câte proiecte poate depune un ONG pe toate axele? În calitate de aplicant am răspuns deja, în calitate de parteneri, ghidul solicitantului nu precizează nicio limită, aveți însă în vedere faptul că el nu poate primi finanțare decât pentru un număr de maxim 4 proiecte pe durata întregului program, atât ca solicitant cât și ca partener, și pentru o sumă maximă de 550.000 de euro. Deci puteți depune, dar efectiv în implementare nu veți putea avea mai mult de 4 proiecte. Am primit o întrebare, ce este un grup vulnerabil. În general, fiecare ghid pentru fiecare apel în parte definește în secțiunea 3.3 priorități și grupul țintă, căruia i se adresează apelul. Grup vulnerabil apare ca definiție în ghidurile solicitantului pentru apelul 6, 7 și 8. În principal sunt persoane afectate de sărăcie, excluziune, marginalizare, nu au acces la servicii, copii, tineri, persoane din diverse comunități marginalizate, minorități, persoane cu dizabilități. Găsiți acolo în ghiduri definiția. Nu este o listă exhaustivă. Dacă puteți veni și demonstra că grupul țintă cărora vă adresați este vulnerabil, el poate fi inclus în proiecte și puteți veni cu un proiect eligibil. Am primit însă o întrebare referitoare la grupul bicicliștilor, dacă îl considerăm un grup vulnerabil în condițiile în care infrastructura este cum este. Nu. Acest grup nu poate fi considerat vulnerabil din punct de vedere al apelurilor respective. Da. Imediat. Colegii mi-au făcut o surpriză și au grupat toate întrebările pe financiar, deci trebuie să scot filtrul imediat. Ok, acum am întrebările. Bun. În ce condiții sunt date fondurile cu alocare specială? Se aleg dintre proiectele depuse cele care să beneficieze de alocare specială sau se menționează specific la depunerea proiectului? În cererea de finanțare există o zonă numită prioritățile programului. Dumneavoastră veți fi solicitat în momentul în care completați cererea de finanțare să bifați acele priorități pe care proiectul dumneavoastră le adresează în mod direct, fundamental. Acolo veți selecta, de exemplu, un proiect de mediu, dacă el vizează un proiect de mediu, nu dacă grupul dumneavoastră țintă, la un moment dat, într-un atelier, face origami cu hârtie reciclată. Sau veți selecta că adresați problema egalității de gen, dacă, într-adevăr, proiectul dumneavoastră adresează în mod fundamental această prioritate, aveți activități directe, nu doar pentru că la angajare nu discriminați și angajați și bărbați și femei. Astea sunt exemple pe care vi le dau din alte proiecte, nu sunt inventate. Deci vă rugăm că atunci când selectați prioritățile să vă gândiți foarte clar la care dintre ele dumneavoastră răspundeți în mod direct, fundamental, prin proiectul pe care îl depuneți. Alocările speciale reprezintă o sumă minimă pe care programul dorește să o redirecționeze către proiecte în zonele pe tematicile respective. Nu vom finanța însă proiecte care nu sunt calitativ bune. Vedeți că în ghiduri se precizează clar că proiectele sunt finanțate dacă îndeplinesc sau intră în selecție, doar dacă ajung să aibă un punctaj de minim 65 de puncte. Deci, în condițiile în care nu vom primi proiecte bune, acele alocări vor fi date către runda 2. În condițiile în care primim proiecte foarte bune,
și va fi o selecție extraordinar de dură. Bineînțeles că acele priorități ale programului probabil vor influența selectarea proiectelor care au același punctaj. Și asta este decis de către un comitet de selecție, dincolo de lista în ordinea punctajului pe care rezultă ca urmare a evaluării de către cei doi evaluatori. Dacă mai sunt întrebări pe tema asta, le clarificăm. Vă gândiți și îmi spuneți. Există o listă cu zonele mai puțin deservite. Fiecare dintre ghidurile solicitantului dă în zona de 3.3, în acea secțiune, o definiție de la care ghidul respectiv pornește în identificarea zonelor insuficient deservite sau a grupurilor ținte insuficient deservite. Din perspectivă geografică, noi am pornit cumva cu o definiție preluată și adaptată de la Banca Mondială privind zonele marginalizate. În ceea ce privește grupurile ținte insuficient deservite, vă rugăm să vă uitați cu atenție în fiecare ghid, pentru că fiecare ghid are particularitățile lui. Adică, una este să definești un grup insuficient deservit când vorbești de un grup vulnerabil, în outcome-ul 3, privind incluziunea socială, și alta este să vorbești de un grup insuficient de servit în ceea ce privește, nu știu, drepturile omului și zona de apeluri 4 și 5. Deci uitați-vă că există în fiecare ghid acea definiție și vă rugăm să veniți cu întrebări specifice pe ghidurile respective. Ce activități sunt eligibile pentru accesarea granturilor de tip răspuns rapid? În ghidurile pentru apelul 1 și 4, unde este posibilă aplicarea pentru acest tip de grant, există o listă de activități posibile. Ca de fiecare dată, vă spunem că nu este o listă exhaustivă, că pot exista și alte tipuri de activități. Cum poți aplica însă cu un proiect de tip rapid, de tip răspuns rapid? Trebuie să se demonstreze clar necesitatea intervenției, de ce este necesară o reacție rapidă, care este oportunitatea sau problema urgentă apărută. În general, se referă la situații neprevăzute care apar și la care este nevoie de o reacție rapidă. Adică, faptul că vine iarna și un grup țintă are nevoie de îmbrăcăminte groasă, nu ar putea fi un proiect eligibil aici. Pentru că nu este o situație care să vină acum. Nu am știut despre ea și trebuie să acționăm rapid. Deci, în principal, aceste tipuri de proiecte tip ajutor umanitar nu sunt eligibile în această zonă de tip răspuns rapid. Aș dori să știu dacă numărul persoanelor implicate în grupul țintă reprezintă un criteriu de departajare în etapa de evaluare. Nu avem precizate în ghidurile solicitantului un număr minim sau maxim de persoane, de beneficiari direcți pe care proiectele să le adreseze. Se evaluează practic eficiența și eficacitatea intervenției pentru beneficiarii pe care dumneavoastră îi precizați. Și, spre exemplu, puteți avea un proiect cu 100.000 de beneficiari, dar care să nu fie selectat dacă activitatea pe care o vizează este doar împărțirea unui pliant către acel grup țintă în cadrul unei activități de awareness raising. S-ar putea ca, din punct de vedere al eficienței, eficacității, rezultatelor obținute să nu fie considerat un proiect viabil. Mai multe detalii despre runda a doua, dacă se poate, pentru apelul 3. Estimăm pentru perioada septembrie-noiembrie deschiderea rundei 2, depinde foarte mult de finalizarea evaluării și a contractării pentru a putea lansa runda 2. În cazul în care proiectul vizează inițiative similare, aflate în implementare la nivel național, vom fi depunctați. Aici încerc să răspund fără să înțeleg foarte bine întrebarea, în sensul în care dacă în zona în care activați există deja o inițiativă similară, proiectul nu prea și are sensul ca să veniți și să dublați în aceeași localitate aceleași activități pentru aceiași beneficiari. E cumva un double funding.
dacă vă referiți la faptul că la nivel, nu știu, în alte localități se mai desfășoară proiect similar cu acela pe care dumneavoastră vreți să-l implementați în localitățile pe care le vizați, este ok. Chiar vă recomandăm să vă uitați la proiectele care s-au mai implementat, la lecțiile învățate, să vedeți care sunt, nu știu, punctele tari, punctele slabe și cum îl adaptați la condițiile din zonele în care dumneavoastră vreți să-l implementați. Deci, corelarea cu inițiative similare, punctul acela din cererea de finanțare, se referă în special dumneavoastră, când să selectați un anumit tip de intervenție într-o anumită localitate, să vă uitați cu atenție dacă acolo mai sunt alte inițiative cu care s-ar putea să vă suprapuneți sau cu care ar putea să vă corelați și să potențați rezultatele în cadrul proiectului. La asta se referă acea secțiune din cererea de finanțare. Partenerii trebuie identificați încă din etapa de scriere a proiectului sau după ce este aprobat proiectul. Este posibil să includeți în proiect parteneri și după începerea implementării acestuia. Bineînțeles că în acea etapă nu ne putem întoarce la etapa de evaluare când nu aveați parteneri și să adăugăm niște puncte. Deci dacă nu i-ați avut din etapa de aplicare, nu pot fi punctați. Ulterior, dacă dumneavoastră considerați că este necesar să aveți anumiți parteneri pe care nu i-ați cooptat de la scrierea proiectului, puteți să încheiați parteneriate cu aceștia. Dacă întrebarea vizează și alte aspecte, vă rog să reveniți cu clarificări. Ioana, hai să mai lăsăm câteva întrebări pe financiar. Da, eu nu mă opresc. Știm că ești de neoprit. Gena? Eu pot să mă opresc. Este necesară poziția de expert în achiziții? Se recomandă planul de achiziții? Depinde foarte mult de bugetul proiectului și de ce tipuri de achiziții aveți de realizat. Dacă aveți un grant mare și valoarea achizițiilor este la fel destul de ridicată, atunci este recomandat să aveți un expert în achiziții ca să se desfășoare totul cât mai ușor și mai fără să vă afecteze pe dumneavoastră prea mult. Expertul este expert și știe ce să facă de la început până la sfârșit. Iar dacă se recomandă planul de achiziții, da, este recomandat să aveți un plan de achiziții ca să puteți să-l urmăriți și să implementați în timp util toate activitățile. Este acceptat contract de furnizare servicii cu o persoană fizică? Am mai zis că noi am decis să nu mai acceptăm contractele civile de prestări servicii, sunt destul de controversate și nu vrem să ne complicăm nici noi și nici pe dumneavoastră să vă complicăm în cazul în care vin diverse controle. Și atunci nu acceptăm. Pot fi folosiți furnizorii cu care asociația are încheiate contracte cadru? Așa cum spuneam la primele slide-uri, toate costurile trebuie să fie angajate în perioada de eligibilitate a proiectului. În mod normal și furnizorul trebuie selectat în perioada de eligibilitate a proiectului. Depinde foarte mult de ce valoare achiziționați, dacă aveți nevoie de acel contract cadru, dar ca o recomandare este să prospectați piața pentru orice achiziționați. Este și un prilej foarte bun să găsiți și alți furnizori. Să poate îi mai înlocuiți pe cei cu care aveți deja contracte de mulți ani. Costurile cu subcontractarea unui consultant pentru dezvoltare organizațională sunt eligibile? Da, sunt eligibile dacă aveți bugetată o activități de dezvoltare organizațională, să aibă legătură cu proiectul. Costurile de acreditare pentru cursuri sau training-uri sunt eligibile? Și acreditarea cursurilor este eligibilă, dar bineînțeles să aibă legătură cu proiectul. Dacă vă propuneți să acreditați aceste cursuri și apoi să le furnizați, este total în regulă. Cum determin ce resurse umane intră pe activitatea 1, deci pe management de proiect, și ce se bugetează separat pe celelalte? În funcție de perioada lucrată în proiect,
Nu vom lua în considerare perioada lucrată în proiect, ci implicarea în diverse activități a acelor persoane. Așa cum spuneam la început, managerul de proiect este cumva peste toate activitățile și de aia va fi bugetat în activitatea specifică de management de proiect, dar pentru toți ceilalți, cum aveam aici un exemplu dat de coordonator training, care va fi angajat cu contract individual de muncă pe 6 din 12 luni. Nu, el va fi, costul acestui coordonator de training va fi inclus în activitatea care are legătură cu acele traininguri, care, activitățile în care se organizează și se furnizează acele traininguri. Deci nu are legătură cu perioada scurtă sau mai lungă pe care se încheie contract de muncă sau alt tip de contract. Revenim la întrebări de pe Menti. Este permisă achiziționarea de echipamente precum aparatură fotovideo, echipament de teren, drone, echipament de birou, autovehicul? În mod normal, am spus că acceptăm amortizarea acestor aparaturi, autovehicule și drone, dar dacă ele au strânsă legătură cu activitățile proiectului și fără ele nu se poate implementa absolut deloc proiectul, atunci pot fi considerate eligibile a fi incluse în buget. Deci ele trebuie să aibă o strânsă legătură cu activitățile proiectului. Așa cum suna întrebarea, părea o activitate de dotare cu de toate. Dar dacă au legătură cu proiectul, acest lucru va fi evaluat de către evaluatorii noștri. În cazul proiectelor cu multipli parteneri, cum se împart cei 20% din grant pentru dezvoltare organizațională? Acești bani aferenți celor 20% pentru dezvoltare organizațională se împart în funcție de ce activități are de implementat fiecare partener în parte. Are loc cumva o negociere între parteneri pentru a nu se depăși această sumă. La nivel de proiect, negociere, da, bineînțeles. Nu trebuie doar unul dintre ei să implementeze o activitate de dezvoltare organizațională, are dreptul și partenerul sau partenerii, dar la împărțirea banilor asta ține de discuțiile dintre parteneri. Noi nu limităm aceste alocări între parteneri. Și trebuie să fiți atenți că activitatea de dezvoltare organizațională vizează solicitantul sau partenerul ONG din România. Deci alți parteneri nu beneficiază de aceste sume pentru dezvoltare organizațională. Și poate că ar trebui să spunem, Gena, ce mai devreme, legat de întrebarea cu achizițiile de drone, autovehicule și așa mai departe, acestea nu constituie în sine activități de dezvoltare organizațională, deci aveți grijă în acest sens. Ele pot fi cheltuieli eligibile atât timp cât sunt justificate și, mă rog, se subsumează unei activități care nu se poate desfășura fără respectiva achiziție, dar ele nu sunt activități de dezvoltare organizațională. Dacă nu există angajați în cadrul organizației, se pot face convenții civile pentru persoane care vor fi implicate în proiect? Am mai spus că nu acceptăm contracte civile de prestări servicii, iar pentru managerul de proiect este obligatoriu să existe contract individual de muncă. El va desfășura o activitate dependentă și el va ține proiectul în mână. Nu putem să subcontractăm acest serviciu unei firme sau unui PFA. Dar ceilalți experți din cadrul proiectului pot fi angajați atât cu contracte individuale de muncă, cât și cu contracte de prestări servicii, ca PFA sau printr-o firmă. Se pot muta sume de la o linie de cheltuieli la altă linie pe perioada de implementare? Da, se vor putea face realocări bugetare, atât prin notificări, cât și prin acte adiționale, dar va fi o procedură de elaborare a acestor notificări și acte adiționale. Veți putea muta bani de la o activitate la alta în cadrul unor procente. Puteți da un exemplu practic de costuri indirecte? Păi,
cele mai uzuale costuri indirecte bugetate sunt cele cu utilitățile. Energie electrică, telefonie mobilă sau fixă, apă, salubritate, lucrurile care, facturile care vin lunar în cadrul unei organizații. Dacă apar modificări pe durata implementării și trebuie să ajustăm bugetul mutând banii necheltuiți de la o secțiune la alta, cât durează aprobarea modificării? În acea procedură pe care o veți cunoaște în momentul semnării contractului de finanțare, vom aloca niște termene de răspuns din partea noastră, dar mare atenție, ca orice act adițional, dacă doriți să înaintați cândva vreun act adițional, va trebui să țineți cont de faptul că el va trebui înaintat înainte de momentul în care doriți să faceți schimbarea. Deci cumva aici termenul e la dumneavoastră, să știți cu cât timp înainte trebuie să-l înaintați către noi, ca să avem și noi timp să-l evaluăm. Important este că modificările se pot face pe parcursul implementării, doar că acestea trebuie foarte bine justificate și argumentate de tot ceea ce înseamnă desfășurarea respectivului proiect. Gena, dacă vrei să iei o pauză, să continuăm noi? Bine. Cele două conturi în RON și în euro, sau mă rog, moneda națională și în euro, dedicate proiectului se vor deschide în perioada dezvoltării aplicației sau după primirea rezultatelor selecție. După primirea rezultatelor, nu trebuie să faceți acest lucru înainte. Vom avea nevoie de ele la, în momentul întocmirii contractului de finanțare. Gata, pauză. Ok. Puteți să ne spuneți denumirea, domeniile celor trei apeluri care nu au fost încă lansate, 9, 10, 11. Ele ne ajută să planificăm corect investiția organizațiilor noastre în diferite apeluri. Apelul 9 și 11 sunt cele două care vor fi lansate până la final de februarie. Apelul 9 vizează diversificarea surselor de finanțare pentru ONG-uri, fie pentru solicitant, fie solicitantul aplică pentru a dezvolta sursele de finanțare pentru alte organizații, a le ajuta, a le forma, a face mentoring, follow-up împreună cu ele pentru a face asta. Iar apelul 10 vizează proiecte strategice care au ca scop dezvoltarea capacității mai multor organizații în cadrul unui proiect. Și aici ne referim la capacitate privind comunicarea, transparența, managementul financiar, activitatea comitetului director, etc. Dacă vă uitați un pic la fiecare ghid pentru toate apelurile, pentru fiecare apel în parte, vedeți că sunt indicatorii de dezvoltare organizațională. Aceiași indicatori de dezvoltare organizațională vor fi și aferenți celor trei apeluri din cadrul outcome-ului 4, dezvoltarea capacității ONG-urilor sectorului. Deci vă puteți uita și acolo ca să vedeți cam în ce zonă ar trebui să se îndrepte rezultatele vizate de către proiectele din outcome-ul privind dezvoltarea capacității. Apelul 10 va fi lansat ceva mai târziu, spre sfârșitul anului, pentru că el este cumva restricționat la promotorii de proiecte, deci doar cei care au proiecte în implementare în cadrul Active Citizens Fund vor putea aplica la acel apel și el vizează cumva creșterea vizibilității ONG-urilor, a rezultatelor pe care acestea le au, a rolului și importanței organizațiilor non-guvernamentale către publicul larg. Altă întrebare. 11, am spus că este vorba de proiecte strategice care vizează. 9 este doar pe diversificarea surselor de finanțare și poți să vii acolo și cu proiect care îți vizează doar organizația ta ca solicitant. 11 vizează proiecte strategice. Sunt granturi mari și acestea sunt într-o singură rundă lansate în cadrul outcome-ului 4. În proiectele strategice se poate depăși procentul de 20% pentru dezvoltare organizațională. Da, proiectele strategice din cadrul apelului 3 și apelului 5
Nu există o limitare de 20% pentru activitățile de dezvoltare organizațională. Procentul alocat pentru această activitate de dezvoltare organizațională ar trebui să fie cumva în corelare cu nevoile identificate. Deci se poate depăși acest procent și este o activitate obligatorie în cadrul acestor tipuri de granturi, activitatea de dezvoltare organizațională. Am mai primit o întrebare care se pliază tot aici, legat de, pentru rețele și coaliții, granturile strategice din cadrul apelului 3, dacă activitatea de dezvoltare organizațională vizează organizația care depune proiectul sau rețeaua, coaliția pentru care se depune proiectul. Ghidul specifică că activitatea de dezvoltare organizațională vizează rețeaua, coaliția, platforma pentru care se depune proiectul. Pe definiția grupurilor vulnerabile am acoperit. Pe partea de dezvoltare organizațională, la colul de diversificare a fondurilor, se poate folosi buget pentru materiale, servicii, experiențe care să poată fi vândute pentru a obține venit? Zic să așteptăm publicarea ghidurilor și răspundem la această întrebare după ce citim ghidul când va fi publicat. La câte proiecte poate participa un partener care nu este aplicat principal? În proiecte medii și mari, am răspuns deja la această întrebare, pot fi doar 4 proiecte în care poți fi implicat ca aplicant, solicitant sau partener. Ce șanse de finanțare au proiectele fără parteneri internaționali? Din experiența din fondul ONG, în jur de 90% din proiecte au fost implementate fără parteneri din statele donatoare. Sper că vă ajută. Pentru accesarea granturilor mici, activitatea eligibilă trebuie să se adreseze persoanelor fizice sau autorităților publice, instituțiilor de care aparțin persoanele fizice vizate. Aici aș avea rugămintea să clarificați întrebarea, să furnizați mai multe detalii și eventual să vă uitați cumva și la indicatorii de program din apelurile respective, pentru a vedea dacă proiectul se încadrează sau nu. N-aș putea să răspund la întrebare, mai multe detalii n-ar fi de ajutor. Unde s-ar încadra un proiect pentru copii cu autism și alte dizabilități și activități pentru ei? Iarăși este foarte general, depinde de rezultatele pe care și le propune proiectul. Dacă vă propuneți rezultate care vizează activarea acestor grupuri țintă, ele pot fi proiectele respective eligibile în cadrul outcome-ului 1 care privează democrația, participarea civică. Dacă vă propuneți empowerment, împuternicirea acestor grupuri și le considerați grupuri vulnerabile, pot fi în cadrul outcome-ului privind împuternicirea grupurilor vulnerabile, apelurile 6-7. Dacă o considerați o problemă de drepturile omului și vă propuneți rezultate în sensul acesta, puteți merge pe apelurile 4 și 5. Deci depinde nu de grupul țintă pe care îl aveți, nu de tipul de activitate, ci de rezultatele la care doriți să ajungeți cu proiectul respectiv. Sunt eligibile ONG-urile care sunt la început și nu au activitate financiară. Ele prezintă un grad de risc care este evaluat în momentul în care acea organizație are un proiect declarat câștigător și se află în etapa de precontractare și asta vizează, nu știu, un anumit sistem de finanțare cu tranșe mai mici, dacă considerăm că riscurile sunt foarte mari, dar ele sunt eligibile, pot aplica. Da, am și o întrebare pentru Radu. În ghidul apelului 8 se face referire doar la eligibilitatea proiectelor care se adresează comunităților cu minim 2 etnii. Ce înțelegem prin etnii? Este comunitatea de romi și neromi eligibilă? Mulțumesc. Conform secțiunii 3-4 din ghidul solicitantului aferent acestui apel, apelul 8, scrie foarte clar că comunitățile ținte vizate sunt comunitățile care trebuie să îndemnească în mod cumulativ 3 situații, și anume să fie localizate în zone rurale, sat sau comună, și să fie formate din cel puțin 2 grupuri etnice, și una dintre acestea să fie grupul etnic, comunitatea de romi. Aș vrea să merg mai departe, am fost atent și la celelalte întrebări și
aș vrea să scot în evidență că la secțiunea 3.3 din ghidul solicitantului pentru apelul 8 se dă o definiție a acestui grup vulnerabil din comunități rurale interetnice și la fel se specifică ce înseamnă zone suficient de servite în acest, cu privire la acest apel 8, în sensul în care dacă identificați aceste zone vulnerabile sau comunități intervizate în mediul rural, trebuie să îndeplinească unul dintre cele patru aspecte specificate la secțiunea 3.3 din ghidul solicitantului și atunci puteți să mergeți în cererea de finanțare să scrieți la problema abordată că cel puțin una dintre cele patru variante sunt îndeplinite cu privire la zone insuficient de servite și la fel, tot în cererea de finanțare, puteți să bifați secțiunea rural, nu și alte variante care sunt în ghidul solicitantului. Mulțumesc! Ok, haideți să preluăm două, trei întrebări din sală până când colegele mele le organizează pe cealaltă și aveam, cred că, deja aici una. Mulțumesc. Eu aș avea mai mult nevoie de o clarificare. Când spuneți că apelurile 9 și 11 vor fi lansate la final de februarie, implică și deschiderea perioadei de aplicație? Da. Ok. Mulțumesc. Ne dorim să fie înainte de finalizarea perioadei de aplicare pentru celelalte apeluri, tocmai pentru ca voi să puteți să vă decideți unde aplicați, având în vedere limitările la nivel de program. Să aplicați exact acolo unde vă potriviți cel mai bine. Puteți indica unde se găsește informația referitoare la independența față de partide politice? În ghid la eligibilitatea aplicantului aveți niște note de subsol în care se precizează care sunt condițiile pe care o organizație trebuie să le îndeplinească. Acum, noi vă rugăm pe voi să vă uitați foarte bine nu doar la condițiile respective, dar să vă citiți foarte bine statutul și actul constitutiv și să vedeți dacă vă potriviți, dacă există anumite aspecte care nu se potrivesc sau dacă îndepliniți toate criteriile de eligibilitate în momentul în care aplicați. Analiza efectivă a eligibilității se face în momentul în care proiectele sunt selectate pentru acele proiecte care urmează să se contracteze. Deci până la acel moment în care actele ajung la noi, vă rugăm pe voi să vă evaluați cât mai bine, având în vedere criteriile care sunt specificate în ghid. În cazul în care solicitantul nu este eligibil, atunci proiectul nu va fi contractat. Dacă este vorba de un partener, atunci este posibil ca acel partener să părăsească parteneriatul și depinde de rolul pe care acela îl avea. Am avut un singur caz de genul acesta. Acum depinde foarte mult de proiect, de modul în care partenerul avea un rol esențial sau nu în implementarea proiectului, dacă puteți dumneavoastră prelua activitatea proiectului. Faptul că a fost deja evaluat cu un partener și astea sunt aspecte care se vor lua în considerare la momentul respectiv. Da, cel mai bine ar fi să fie eligibil. Să fie clar și să fie așa cum se evaluează să meargă în implementare. Ok, mai luăm o întrebare aici, după care revenim la întrebările de pe mine. E deschis, da? Bună ziua, o să vă rog să reveniți, cred că a treia oară, asupra chestiunii cu numărul de proiect, pentru că se sesizează o nuanță. Înțeleg că aceeași organizație nu poate primi mai mult de 550.000 de euro și nu poate fi partener sau solicitant în mai mult de 4 proiecte finanțate, dar poate depune mai multe proiecte, adică el, singura limită este un ONG, poate depune în calitate de solicitant maxim 2, maxim 1, care sunt trecute la limite, deci poți să depui oricâte cereri, numai că nu vei fi finanțat, am înțeles bine. Ați înțeles corect. Și dacă sunt două, cum se face departajarea? Zicem că depui toate sunt foarte bune, la un moment dat, cum se...
În funcție de punctaj sau cum? Zic, așa. Se va face o selecție, bineînțeles. Acum depinde de foarte mulți factori. De, probabil, ce vă propuneți dumneavoastră și capacitatea pe care o aveți de implementare, de cât de relevante sunt proiectele respective în economia programului, de... Da, de momentul evaluării, pentru că noi am lansat toate apelurile, dar s-ar putea ca evaluarea lor efectivă în funcție de numărul de proiecte care vin, numărul de aplicații, să nu se facă în același timp, anumite apeluri să se termine evaluarea mai repede și să înceapă mai repede implementarea. Deci depinde de mai mulți factori și în acest moment n-aș putea să vă dau un algoritm foarte precis. Cilo, aveam o întrebare. Dorim să activăm în licee în care să realizăm activități educative pe mediu. Este necesară identificarea acestora încă în etapa de scriere a proiectului și semnat acord de parteneriat cu instituția? Deci nu este obligatorie, nu este necesară, dar vă propunem totuși, pentru că este mult mai ușor de lucrat după aceea, să aveți certitudinea că o să aveți cu cine să lucrați. Că se poate că dumneavoastră ați propus un proiect foarte frumos, cu activități foarte frumoase de mediu, dar nu o să găsiți cu cine să lucrați, că nu vor intra liceele respective cu care ați gândit că totuși se poate că o să pot lucra cu liceul respectiv, dar nu o să intre că e prea aglomerat programul liceului respectiv și nu o să aibă timp. Deci e preferat să fie... Pentru proiecte strategice, adresarea rețelelor, poate fi solicitant un ONG care își propune să dezvolte o rețea informală pe care a inițiat-o anterior în alt proiect? Aș vrea să fiți foarte atenți când citiți apelul numărul 3 referitor la proiectele strategice, să aveți în vedere că acolo se vizează nu doar dezvoltarea rețelei, dezvoltarea organizațională pentru rețea, ci și o serie de schimbări sistemice pe care rețeaua respectivă ar trebui să și le propună în perioada de implementare a proiectului. Dacă adresați ambele solicitări de a face dezvoltare organizațională pe de-o parte și de a obține aceste schimbări sistemice, puteți aplica cu această rețea. În general, credem că aici ar trebui să vină rețele care sunt puternice, care au mai activat, au ceva experiență, dar nu este imposibil să se vină și cu rețele noi în domenii care în acest moment poate nu sunt acoperite de rețele coaliții. Firmele private, de exemplu firme de avocatură, pot fi parteneri în proiect sau doar furnizori? Ei pot fi parteneri, dar fără să aibă acces la buget. Deci dacă doresc să facă voluntariat, să vină cu experiență, cu expertiză și să sprijine proiectele, pot veni ca parteneri sau pot fi furnizori de servicii și intră în categoria de achiziții în funcție de sumele care sunt vizate pentru acest tip de activitate. Puteți lua, dacă... Da. Te rog, te rog. Procentul de cofinanțare obligatorie de 10% minim se aplică pentru toate categoriile de proiecte sau apeluri? Da. Maxim 90% acordăm finanțare pe toate apelurile și tipurile de granturi. Costurile privind serviciile de contabilitate intră în categoria cheltuielor indirecte? Da. Și că în mod normal se angajează un contabil sau se încheie un contract de servicii cu o firmă de contabilitate pentru ținerea contabilității întregii activități a organizației, nu doar pentru proiectul nostru. Și se va raporta un procent din facturile lunare. Cum se va realiza decontarea banilor? În ghidul solicitanților am precizat acolo cam care este fluxul
banilor și menționam că vom acorda un avans. Procentul avansului diferă în funcție de tipul de grant și de numărul de luni de implementare. Iar apoi se vor înainta de către promotor rapoarte intermediare și la fel numărul lor depinde de durata proiectului și de tipul grantului. Dar va rămâne un rest de bani pe care dumneavoastră va trebui să-l acoperiți și îl veți primi după aprobarea raportului final. Deci cumva noi încercăm să dăm avansuri, să nu vă lăsăm pe dumneavoastră să dați bani din buzunarul propriu urmând să-i recuperați, ci să aveți bani de la noi de început. Un PFA intră la categoria de prestări servicii sau poate intra și la cheltuieli cu salarii. O persoană fizică autorizată este un serviciu subcontractat și nu intră la categoria de salarii. Se comportă ca o firmă. Veți face achiziție pentru a selecție de oferte în cazul în care veți dori să încheiați contract cu un PFA și valoarea presupune acest lucru. Am înțeles corect, poziția de manager de proiect și poziția de responsabil financiar sunt obligatorii și sunt obligatoriu poziții salariale, adică nu convenții civile, indiferent de valoarea finanțării. În primul rând, managerul de proiect este obligatoriu să existe în proiect ca să poată să ducă la bun sfârșit proiectul. Am zis că este recomandat să existe un responsabil financiar, n-am zis obligatoriu. Și da, managerul de proiect trebuie să aibă contract individual de muncă, nu se subcontractează managementul proiectului și revin cu mențiunea că nu acceptăm convenții civile. Iar în ceea ce privește încheierea de contracte de prestări servicii, sunt excluse și PFA-urile sau doar convențiile civile? PFA-ul este acceptat, este contract de prestări servicii, nu este contract civil de prestări servicii, ca în cazul persoanelor fizice. Multe întrebări cu dacă managerul de proiect trebuie să fie cu contract de muncă sau poate fi subcontractat. Am dat deja răspunsuri. În vederea elaborării bugetului proiectului este necesară atașarea de oferte. În mod normal, dacă sunt anumite servicii despre care dumneavoastră nu știți cam cât ar costa pentru ceea ce doriți să primiți, este bine să prospectați piața și da, să obțineți anumite oferte, dar noi nu o să vi le cerem să le atașați în justificarea bugetului. Dar în cazul în care bugetați lucrări de reconstrucție, renovare, reabilitare, acolo ar trebui să aveți un deviz estimativ, că acela vi se va solicita. În dezvoltarea organizațională poate intra și angajarea unei persoane, deci bugetarea unui salariu pe această direcție. Da, dacă activitatea respectivă are nevoie de angajarea unui om pentru implementarea ei. Managerul de proiect poate fi angajat part-time, da, nu este obligatoriu să fie angajat cu 8 ore pe proiect, dar trebuie responsabilitățile, sarcinile pe care le are el de îndeplinit să intre în cele 4 ore pe zi. La semnarea contractului de finanțare trebuie să arăți dovada cofinanțării, un extras de cont sau contract de sponsorizare. Nu solicităm acest lucru, dar cumva dumneavoastră ar trebui să estimați, să cunoașteți un pic cam de la cine puteți, cu cine puteți încheia contracte de sponsorizare sau să estimați cât primiți din cotizațiile membrilor, ca să puteți să vedeți dacă mai aveți de lucru în sensul ăsta, să obțineți finanțări sau nu. Cofinanțarea de 10% este valabilă doar pentru aplicanți sau și pentru parteneri. Acest minim 10% sunt pe proiect. Cum îi împărțiți dumneavoastră între aplicanți și parteneri este ține de cum se implementează activitățile, ce nevoi au acele activități și în funcție de parteneri, de cine cu ce bani poate să vină sau cu muncă voluntară pentru cofinanțarea în natură. Să mai luăm câteva întrebări din sală.
întrebare acolo, da? Bună ziua! Întrebarea mea se referă la următoarea situație. În cazul în care, în spațiul în care se va derula proiectul, există niște activități anterior construite pentru care se solicită o taxă de intrare, cum vom putea noi evidenția faptul că pentru serviciile proiectului prezent nu se mai achită altceva în plus? Sau ar fi acceptabil? Păi, cred că dumneavoastră sunteți în măsură să ne demonstrați nouă lucrul ăsta, nu noi. Cum faceți astfel încât să nu, să fie clar că ceea ce se finanțează din cadrul proiectului nu este cerută o taxă pentru aceeași activitate? Asta ar fi dublă finanțare. Da, ideea este că nu ar fi chiar dublă finanțare, pentru că păi momentul... Nu, da, să vă zic că dumneavoastră trebuie să demonstrați că nu este dublă finanțare. În general, dacă în cadrul proiectului aveți o serie de sume pe care le solicitați, ele trebuie foarte clar prezentate și precizat ce se întâmplă cu aceste sume, cum sunt ele utilizate în cadrul proiectului sau după finalizarea proiectului. Mă rog, ideea dar cum se întâmplă efectiv, nu putem să vă spunem noi. Depinde de dumneavoastră și de tipul de activități pe care le bun, vizați. Deci dacă putem să arătăm prin descriere cum se întâmplă lucrurile, probabil că e în regulă, nu? Asta era întrebarea. E în regulă sau nu e în regulă? Probabil. Să se întâmple același lucru într-un spațiu în care unele sunt cu taxă, altele fără. Cu mențiunea că puteți include pe cost direct spațiul care este strict alocat proiectului. Deci dacă în același spațiu dumneavoastră aveți și alte activități, veți deconta parțial la indirecte. Da? Deci în același spațiu în care desfășurați mai multe activități și nu doar proiectul în sine, costul veți pune la indirecte cu condiția să nu aveți alte surse de finanțare pe acel spațiu. Da? Să nu... Și asta depinde de dumneavoastră să demonstrați cum. Ok, bine, mulțumesc. Bună ziua! În ghid se menționează ca obligativitate bugetarea costurilor aferente participării la anumite sesiuni de instruire, întâlniri organizate de operatorul de fond. Se menționează acolo două zile, două persoane. Aceste întâlniri vor avea loc doar în București. Ce anume? Încă nu cunoaștem locația, pentru că deocamdată nu știm cum sunt repartizate proiectele în țară. Ne noi ne gândeam cum estimăm, adică noi suntem în București, atunci nu vom mai avea costuri de cazare și nici deplasare. În schimb, dacă sunt în altă localitate, va trebui să aveți. Păi, estimați și dumneavoastră ca pentru orice alt proiect. Dacă le vom face în București și veți avea economie, sunteți fericiți că aveți bani pentru alte, pentru alte costuri. Am înțeles, le mutăm la... Dar, mă, normal se ține cont de o distanță mai îndepărtată, una mai apropiată, se face o medie și... Ok, ok, da. Mulțumesc. Bună ziua. O soluție tehnică de depoluare a Bucureștiului sau cel puțin a zonelor foarte poluate poate fi finanțată prin acest program? Pentru că e pentru sănătatea locuitorilor și a copilor și a tuturor. Ați văzut că activitățile de mediu, protecția mediului sau privind schimbările climatice pot fi finanțate doar ca parte din anumite măsuri care vizează mobilizarea populației, activități de advocacy sau, nu știu, activități inovatoare. Asta e inovatoare, n-am înțeles răspunsul. Deci pot sau nu pot fi? În acest moment, noi vă spunem că ați putea, dacă vine ca parte dintr-un proiect de advocacy, un proiect de mobilizare a cetățenilor, ea este o idee în acest moment și este o activitate ce ne spuneți. Dacă ea ca activitate face parte dintr-un proiect mai amplu, care... Mai amplu, vizează fie activarea cetățenilor în zona asta, fie activități de... Acesta. Păi eu nu știu în ce constă ce ne spuneți dumneavoastră. Deci simpla enunțare a ceea ce mi-ați spus... Deci depoluarea Bucureștiului. Foarte clar, depoluarea Bucureștiului. Acest lucru poate fi făcut prin multe fără modalități. Fără beneficii și așa mai departe.
ar putea fi eligibil ca parte dintr-un proiect mai amplu. Dacă depoluarea... Dați-mi un exemplu de ce proiect mai amplu, ca să înțeleg. Păi de advocacy, de mobilizarea populației, de exemplu. Da. Dacă dumneavoastră mobilizați populația pentru a face ceva în scopul depoluării Bucureștiului, poate fi un proiect eligibil. Să lucreze, de exemplu, la realizarea acestei soluții. E bine? Poate fi bine. Depinde cum îl scrieți. Cum îl scriu? Păi eu nu vă pot puncta acum, că îl scrieți pe românește, veți fi punctat în funcție de ce scrieți. Ea poate fi o soluție. Depinde de ce dezvoltați dumneavoastră într-un proiect, pentru că îmi spuneți o idee, iar proiectul are vreo 7-8 pagini în care veți dezvolta ideea. Sigur că putem dezvolta. Vă mulțumesc, bine. Pentru puțin. Ok, haideți să revenim la întrebările de pe Menti. Ioana? Da. La indicatori, care este diferența dintre litigii în instanță în legătură cu rolul de watchdog al ONG-urilor și litigiile în legătură cu protecția mediului? Unele litigii se pot încadra la ambele? Absolut. Dar veți alege acel indicator care este aproape de focusul proiectului dumneavoastră. Adică, dacă veți avea un proiect care adresează cu prioritate aspectele de mediu, de exemplu, și vreți să finanțați prin proiect și litigii în legătură cu protecția mediului, atunci veți selecta mai degrabă acest indicator față de indicatorul privind rolul de watchdog al organizațiilor. Deci alegeți indicatorii în funcție de focusul proiectului dumneavoastră. Aveți în vedere că în ghidul indicatorilor de program veți regăsi pentru fiecare indicator în parte o definiție care uneori vă poate ajuta într-o orientare mai bună. În cazul apelului 5, activitățile de dezvoltare organizațională trebuie să fie conectate cu tematica proiectului sau nu? Atât pe granturi medii și mari, cât și pe granturi strategice, în cadrul apelului 5, nu este nevoie ca activitățile de dezvoltare organizațională să fie conectate direct cu tematica proiectului și activitatea din proiect. Aplicația noastră se referă la un oraș cu 30.714 locuitori, care, având în vedere tendința demografică, sigur a scăzut între timp. Intră acest oraș în categoria zonelor urbane mici din apelul 1? Doar mărimea unui oraș, scăderea demografică, nu este în sine o justificare pentru a încadra localitatea respectivă ca zonă insuficient adresată. Adică, ruralul, în general, nu pot să-l consider că este o zonă insuficient adresată. Trebuie să vii și să demonstrezi pentru localitățile specifice, particulare, pe care le selectezi, de ce consider că acele zone sunt insuficient adresate. Și trebuie să ne uităm, dincolo de dimensiunea, numărul de locuitori, prin care noi încadrăm acel oraș mic, la alte aspecte. Marginalizare, sărăcie, nu știu, îmbătrânirea populației și așa mai departe. Toate acele aspecte care se regăsesc cumva în definirea zonelor insuficient adresate, zonelor geografice. Exact. În acest caz ar trebui să vă uitați mai mult la efectele scăderii populației și mai puțin la acest aspect în sine, care să definească zona ca fiind una insuficient adresată, să spunem, pentru că România în general are o scădere demografică în ultimii ani, atât prin migrație, cât și prin scăderea natalității. Ca atare, uitați-vă și cred că mulți dintre dumneavoastră, am văzut că sunt foarte multe întrebări pe această temă, cred că lucrați foarte mult la firul ierbii, cunoașteți foarte bine care sunt nevoile și plecați de la aceste nevoi în argumentare. Cred că este cel mai bine așa, adică nu există o listă neapărat cu astfel de zone sau cu astfel de localități. Evident, găsiți la Banca Mondială atlasul zonelor marginalizate, vă puteți uita și acolo, dar nu aceasta e ideea. Cred că știți mult mai bine comunitățile, care sunt nevoile acestora, care sunt problemele și porniți de la acest lucru.
Apelul 6, care este pe granturi mici, se referă strict la proiecte care vizează zonele rurale și, dacă da, cum defini zonele rurale? Prin zone rurale înțelegem sate comune. Acum apelul 6 nu se limitează la zone rurale. Sunt acele zone insuficient adresate, pe care dumneavoastră le definiți. Într-adevăr, sunt prioritare zonele rurale, orașele mici, dar în care trebuie să demonstrați dumneavoastră de ce ele sunt insuficient adresate. E același aspect. În cadrul apelului 5, care ar fi diferența între granturi mari și cele strategice din punct de vedere al scopului, tipurilor de activități, etc.? Păi, granturile strategice se adresează unor organizații care au ceva experiență și pot demonstra o activitate coerentă în ultima perioadă în ceea ce privește diverse aspecte privind drepturile omului. Granturile strategice au obligatorie partea de dezvoltare organizațională, tocmai pentru a putea susține aceste organizații să se dezvolte, să fie din ce în ce mai puternice, și au obligatorie partea de schimbări sistemice pe care le propun. Deci cam asta este diferența. Activități de comunicare publică. Unele mass media trebuie plătite pentru realizarea unor emisiuni dedicate. Dacă o astfel de emisiune constituie o activitate necesară în proiect, poate fi bugetată. Acesta poate fi un cost eligibil în cazul în care se demonstrează că această modalitate duce la atingerea unor rezultate pe care proiectul și le propune. Deci poate fi un cost eligibil dacă este justificată necesitatea. Care este termenul de evaluare aplicației și contractare pentru proiectele cu răspuns rapid? Noi ne dorim să fie unul destul de scurt, un minim 4 săptămâni ar fi necesar pentru această evaluare, pentru că, dacă vă uitați în ghidul solicitanților pentru fiecare apel în parte, o să vedeți că sunt niște etape prin care trebuie să treacă orice proiect și atunci trecerea prin toate aceste etape, comisii, comitete, necesită un minim 4 săptămâni. Dacă vom primi pe mail prezentările PPT de astăzi, nu știu dacă neapărat pe mail, dar vor fi postate pe site, de unde le puteți downloada, pentru că unele dintre ele sunt destul de măricele și atunci e mai simplu să le downloadați și așa vor fi publice și pentru cei care n-au putut să participe astăzi la sesiunea de informare. Cu toate acestea, mențiune aici că documentele la care trebuie să vă raportați sunt ghidurile solicitanților, ghidurile indicatorilor și așa mai departe, da? Prezentările doar ca, nu știu, dacă anumite aspecte, să zicem, n-au fost foarte clare astăzi, vă mai puteți uita pe ele, dar documentele la care trebuie să vă duceți în primul rând sunt ghidurile. Dacă plafonul de maxim 550.000 de euro per organizație se referă la ambele runde de finanțare, da, el este valabil pe întreg programul, la ambele runde. Și pentru că încă am rămas fără timp, o să mai luăm două întrebări pe financiar, da. Urmând ca la ce n-am reușit să răspundem în acest timp alocat, să veniți cu întrebările către noi în pauză. Pentru că o finanțare de minim 10%, dacă este sponsorizare de la o companie, trebuie o scrisoare de asumare din partea companiei. În cazul sponsorizărilor se va încheia contract de sponsorizare, care la obiectul contractului ar trebui să aibă menționate acele activități din cadrul proiectului pentru care s-a obținut sponsorizarea. Ca să fiți siguri că veți beneficia de acea sponsorizare, ar trebui să aveți contractul și banii. Na, să nu existe vreo răzgândire între timp. Nu este obligatoriu, dar na, să nu riscați. Dar noi n-o să vă cerem vreo hârtie să ne dovediți că aveți cofinanțarea adunată din sponsorizări sau... Nu. Asta e pentru siguranța dumneavoastră. Și încă o întrebare, Gena, și finalizăm. Furnizorul de servicii de training, ca și partener, poate fi o persoană juridică sau doar o persoană fizică? Aici cred că n-am înțeles foarte bine întrebarea. În primul rând, partenerul nu poate să-și furnizeze servicii în același timp, fiind plătit cumva separat de acordul de parteneriat. Iar un furnizor de servicii de training obișnuit poate fi
persoană fizică autorizată sau să fie o firmă specializată, iar dacă este o simplă persoană fizică, va avea contract de muncă pentru serviciile de training. Nu există altă formă. Da. În regulă, mulțumim, Cena, mulțumim pentru toate întrebările. În continuare, Iuliana o să vă spună cum se vor desfășura lucrurile în a doua parte a zilei. Iuliana, te rog. Bun. Pentru început, un mesaj pentru cei care ne-au urmărit live. Noi încheiem acum transmisiunea live. Aceasta va fi însă disponibilă în câteva minute pe pagina Active Citizens Fund România, pe pagina de Facebook. Prin urmare, o veți putea urmări oricând în următorii 4, 5 sau câți ani mai doriți de acum încolo. În același timp, prezentările de astăzi le vom încărca pe site, la secțiunea Suport, probabil în cursul zilei de mâine, astfel încât să putem trece prin ele încă o dată și să le facem accesibile pentru dumneavoastră. Colectăm în continuare întrebări la menti.com, codul 410019, până la ora 4. Acestor întrebări le vom răspunde la secțiunea de întrebări frecvente, care iarăși va fi disponibilă pe site. Prin urmare, dacă după aceste prezentări mai sunt lucruri de clarificat, nu ezitați să ne scrieți pe menti.com. Este modalitatea cea mai simplă de a le colecta și a vă răspunde, astfel încât să nu ratăm pe nimeni. Cu aceasta punem capăt transmisiunii live. Dar noi, cei care suntem aici și trebuie să mâncăm în câteva momente, mai avem două vorbe de spus. Avem așa, două sesiuni în paralel, care știți că se întâmplă după prânz, și anume sesiunea de parteneriate și cea dedicată organizațiilor mici. Și aș vrea să ne facem noi un pic o estimare. Cine merge la parteneriate, mâna sus? Bun, mulțumim. Parteneriate. Cine merge la parteneriate? Așa, Ioana. Cine merge la sesiunea dedicată organizațiilor mici? Mâna sus. Bun. Parteneriatele se întâmplă în sala Safir de la parter. Organizațiile mici rămân aici în sala mare la ora 2:30, când ne întoarcem de la prânz. Până atunci, până la prânz, dacă cumva se întâmplă să fi adunat printre hârtiile dumneavoastră niște hârtiri de ale noastre organizatorice, și le găsiți, le identificați, lăsați-ne-le acolo pe masă, încercăm să strângem toate hârtiile, astfel încât să fim cât mai prietenoși cu mediul, ceea ce vă dorim și dumneavoastră, și vă mai dorim poftă mare și răspunsuri multe primite. Poftă mare!